Asta-s pentru mine? Da, iubire. Cum? Ce? Ai puterea dragostei. Tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vei. Prin puterea dragostei. Mă. Însă cât vei învăța, va veni și dragostea. Ai puterea dragostei. Vei fi tu salcie la mal, m-aș face râu la umbra ta. Neața, Alexandra, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Ce faceți, băieți? Ce faci, Romeo? Bine. Bună dimineața. Bună dimineața. Mariano, mă uitam la tine, ce frumoasă ești astăzi. Mulțumesc. Am treabă cu tine, Mariano, după aia. Oh. Bine, eu n-am cu tine. Eu cu Romeo ne-am asortat la tine. Neața. Ce zice Aida? Ne-am asortat, Romeo, ia uite. A, da, 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 pe dungi. Suntem oamenii dungați. Auzi? Păi dacă vorbiți non-stop la telefon pe fiecare zi. Da. Auzi, Romeo, dacă vorbiți non-stop la telefon pe fiecare zi, pe fiecare seară, e normal să da, gândim la fel, am ajuns să gândim la fel, să ne îmbrăcăm la fel. Da, vezi? Normal, vezi? Dacă noi gândim, te-a transmis telepatic. Doar că aseară am uitat să te sun. Te sun eu. Aseară ai uitat să mă sun, da. Ai vorbit prea mult cu Andreea și de aia. Gata, Mariano, gata. Ce vrei, mă? Ce? Te supăra pe tine. De-aia nu mai puteam, eu păi nu, dar stai să spun și de ce. Că mă super și vorbesc și eu prost, știi? Hai. Că am văzut, puneai lui Alexandra, că ce, dacă tu ți-ai luat un cățeluș și l-ai dresat să stea lângă tine și chestii de genul. Așa și? Păi și? De ce nu vorbești și când ești aici? Vorbești numai când nu sunt. Ce înseamnă asta? Ce pare ție că am chef eu acum să vorbești ce s-a întâmplat acum o săptămână? N-ai fost prezent? Asta este. Păi da, asta e și problema, că vorbești în lipsa mea. Vorbești când ești aici, să poți dacă... Atunci am avut dialog cu Alexandra. Dacă ai o înțelegi? În acea zi aveam dialog cu Alexandra. Pentru că singurul cățeluș care stă și în acea zi aveam dialog cu Alexandra. Păi uite că în acea zi eu nu eram și am văzut. Singurul cățel care stă și plânge pe aici, pe tribună, e fostul tău bărbat. Nu e fostul meu bărbat, îmi pare sau actualul tău bărbat. Îmi pare rău, n-a plâns. Nu e nici actual. Păi atunci, dar nu e bărbat. Atunci e vorbește ca nu este bărbat, este fostul meu iubit. Pentru că poți să mă încep să vorbesc. În acest moment faci tu aceleași lucruri. Și spunem, dacă te deranja pe tine și acum tu vorbești de el, fără... Păi nu, m-ai deranjat. Auzi, dar eu nu înțeleg de ce vii aici și să o tragi la răspundere pe Mariana, având în vedere că ți-a spus lucrul ăsta de foarte multe ori și în față. Mă, dar eu am văzut... Nu numai atunci, adică nu este prima oară când spune lucrurile astea. Eu am văzut ceva. A văzut? Da, că ce? Am că ți-a zis că e cățeluș. Mă lămuresc eu. Am vrut eu să lămuresc chestia asta cu ea, în primul rând. Pentru că dacă e tot să vorbească, să vorbească când ești eu aici. Cu cățeluș, cu da, a vorbit. O gală înainte, a zis că eu sunt cățelușa ta, după care săptămâna următoare s-a răzgândit și a zis că... De fapt, ai zis nu, ea a zis. Ai zis tu singur. Voi ați zis. Eu sunt Marinescu, pe mine nu mă votează nimeni. Așa. Mai aveți de mâncat până să mă votați pe mine. Da, tu mai de mâncat și tu ești... Mai ai aceleași drepturi ca și mine. Și tu și Gagică, da. Te dezmuci de la nas, că te ajung în gură,
mai întâi și după aia vino și vorbește lucrurile astea. Din cauza ta, ca să mă justific în fața ta, să nu fii supărată, s-au aflat punctele mele slabe și, da? Și au dat în mine atunci, când mi-a fost cel mai greu. Se la ce înseamnă codruța acolo? A? Cu fata aceasta. Alexandra? Da. Tu iubești pe codruț? Nu răspund. Este gelos Radu pe mine. Ia auzi. Știe că Amira mă place și n-are ce să faci. Am simțit eu ceva sau? Nu știu, ai simțit ceva? Sau din greșeală? Nu știu, ai simțit ceva? Ia mâna după mine, te rog frumos. Vrei să dansezi cu noi? Da. Wow, ce romantic. Vezi că m-ai zgâriat, dragă. N-a vorbit cu Alexandra și a vorbit de mine. Face exact aceeași chestie care îi spune lui Comuniști. Bă, dacă ai treabă, de ce nu te ceri cu Codruș și o bași pe Alexandra? Lasă-mă. Lasă-mă. Ce s-a întâmplat? Nu ți-am spus ție, lasă-mă. Ce vrei tu acum, de fapt? Să vorbesc în prezența ta? Nimic, probabil. Păi da, să vorbesc în prezența mea. Da, ți-am spus chestia asta de multe ori. Asta și când e absent, când Alexandra făcea acele afirmații. Ți-am spus și aici. Nu vii arunci trei vorbe după aia? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, ai fost și tu pe subiect odată. Aoleu, cine s-a găsit să-mi spună mie că am fost odată pe subiect? Bine, hai că nu mai... Te pupa. Te las puțin cu... Salută-l pe Cristian. Te las puțin cu zombii tău. Salută-l pe Cristian, zombi ești tu. Ciao, zombi. Pa. Nu tu, mă, zombi. Strategiile. El, zombi. Păi tu acum de ce vorbești urât de el, nefiind aici? Păi da, ce? Eu vorbesc urât de el? Păi da, se pare că ai vorbit frumos în momentul de față despre el? Mariana, sunt supărat pe tine. Dar ție ți se pare frumos să vorbești prost? Dar ce aveți azi toți? Sunt desupărați pe mine. Da, ce ți se pare să vorbești frumos în momentul în care nu sunt aici? Dimineața asta, te rog. Lasă-l pe Radu că vrea să-mi spună ceva. Cum? Ți se pare frumos să vorbești prost? Sunt supărat că v-a făcut temele Codruț în gală. În Codruț, doamne, iartă-mă. Comănici în gală. Da. Și m-a votat toată brigada lui. Care e brigada? Care e brigada? Care m-a votat? Cine te-a votat? Păi, m-a votat Mariana. Da. M-a votat Andreea. M-a votat Bada, Aida și Andrada. Încă o persoană Andrada. Care... Și Andrada. Ok. Pat. Și culmea că înainte de Cogală îl votez la Protejați. Dar am spus care Mariana, dacă spui că n-ai nimic cu el înainte de Cogală îl votez la Protejați după eliminare. Stai, Codruț din gură. Radu, unul la mână. Noi știam asta. Noi știam că de Andrada că dorește să plece. Stai, Mariana. Stai la eliminare. Care? Stai, ce da? Am dat flori, Mariana. Radu! Asta că tu ți-ai făcut acolo, tu ți-ai făcut... Hai că n-au. Încă o chestie pe care nu înțeleg. Radu! Toate chestii pe care se întâmplă. Trebuie să-ți răspund la întrebare. Stai puțin că n-au. Păi da, spune-le să tacă dacă... Bă, toate chestii... Deci îmi vrei să fiu că astăzi mă puteți la Protejați, dacă după aia mă puteți la eliminare. Zii, Mariana. Cum vreți să plec Vorbești prost! În acest moment vorbesc strict de votul meu, Radu. Eu ți-am acordat acel vot. Fiindcă noi știam că Andrada dorește să plece și Andrada și Cazi. Și știam că orice persoană am votat, nu există nicio șansă exact să plece, fiindcă ei vorbiseră dinainte. Și de ce nu l-ați votat pe Comănici să iasă? Na, da, Comănici era doar așa un zic, Comănici nici măcar nu era în casă. Nu fac nimic, când nu vă fac nimic și nu vă supăr, sunt votat. Și când vă supăr, nu mai sunt votat. Ce n-ai înțeles? Pe invers voi. Da, noi știam că va pleca Andrada și Cazi și din cauza asta nu ne-a păsat cui dăm, cui dăm acel vot în acea zi. De ce, dacă tot știați, da, că pleacă grupul respectiv, de ce nu ați împrăștiat voturile? Unul acolo, unul acolo, unul acolo, unul acolo, înțelegi? Să fie acolo. Păi tu nu știu că tu nu știu că a zis Comănici că o să dea părând afară el cum ar veni, că își pune brigada-ți de afară. Bă, dar de ce nu ați zis că voi da niște grade lui Comănici? Să te votez pe
pe tine, dar ai fost Andreea, am ce o întrebare. Eu am vrut să te votez pe tine, dar ai fost protejat. Păi tu mă votezi pe mine care vii de două. Nu, Andreea, tu voiai să mă protejezi pe mine. Andreea, când vreodată? Când vreodată? Mereu, mereu. Votăm pe cine vrem. Păi ce treabă are? Andreea, tu voiai să mă votezi pe mine. Vreau să fiu stăpână, că dacă vreau să te votezi, tu erai protejat, te votam. Bă, nu mergem în microfon. Puteam să fiu și de o săptămână aici. Dacă nu erai protejat și vreau să te votez, te votam. Andreea, eu consider mai mult de mâncat până să mă votez tu pe mine. Băi, băi, permiți. Îți permit să mă votezi. Băi, mai mult de mâncat. Atent aici, Marinescu. Iar ceea ce n-ai înțeles tu, Marinescule, e că aici în casă, indiferent că avem o săptămână, o lună, 8 luni, un an, avem drepturi egale. Bravo. Nu trebuie să ne justificăm. Nu trebuie să ne justificăm pe cine votăm și de ce votăm. Că până la urmă, oricum am fi, toți am legat niște prieteni de colegialitate, niște relații amicale și mai știu eu ce. Ar însemna să nu mai votăm. Nu înțeleg de unde și până unde atâta frustrare. De fiecare dată când iasă cineva în față, în speță, Alexandru, care mereu e frustrat și întreabă pe toată lumea, de ce mai votat ce ai cu mine? Radu la fel, mai știu eu, mai sunt vreo 2-3. N-am auzit alt băieț. N-am auzit alt băieț care au ieșit în față. Nu n-am zis. N-am zis, eu n-am venit să trag la rătă. Parnescule, n-am venit să trag la rătă. Vreo persoană, de ce m-a votat? Romeo, nu, n-am ținut discursul și am vorbit. Când erai în dreapta mea acolo, cred că ai fost de vreo două ori, da? Așa? Ai vorbit, cred că, băi, ai, băi, cât băi, pentru o săptămână ai vorbit atunci când ai fost acolo de frica eliminării. Hai, băi, asta mai este arăvorul. Trei iar să te iau. Păi nu, dar asta a fost, așa e. Nu mă interesează așa e. Pe mine de frica eliminării, că nu stau aici, nu stau aici. Și atunci de ce n-ai tăcut? Băi, de ce n-ai tăcut dacă nu ești frustrat, mă? Băi, Romeo, ai spus că nu ești frustrat. Frustrat. Dacă ai fost lângă mine, de ce n-ai tăcut din gură? Pentru că eu am vorbit acolo în față, n-am stat să trag răspundere. Andreea, de ce mai votat? Mariana, de ce mai votat? X, de ce mai votat? N-am stat la răspundere. Nu, am fost de vreo două ori. Am fost în prima mea gală. Am fost sus în față și mi-am amintesc perfect cuvintele pe care le-am spus. În momentul așa. Persoanele noi sunt eliminate pentru că voi aveți prieteni în casă și mi se pare normal. Eu am spus că ai vorbit 5 minute, 10 minute, tu mi-ai spus acum 10 secunde ce ai spus. Da, am vorbit mai mult, dar nu mai alte lucruri. Hai, bă, lasă. Dar de unde și până unde? De unde și până unde? Păi, frate, că tu ai vorbești, mă. Eu sunt Marinescu. Păi, mă lasă să vorbesc, de ce eu sunt Marinescu? Pe mine nu mă votează nimeni. Așa. Mai aveți de mâncat până să mă votați. Da, tu mai de mâncat și tu. Același drepturi ca și tu și Gagică. Da, hai, Marinescu, le, votul meu fost eliminat oameni precum Zador, precum Romeo, lasă-mă să zic eu ceva. Romeo, nu sună, e adevărat, ăsta e adevărul. Dar ce exemplu vrei să-ți dau altul? Dacă ăsta e adevărul. Păi ești fratele meu. Păi să vede frustrarea pe fața ta, mai ales că tu mereu vii și scoți în evidență și întrebi pe toată lumea. Vezi că Alexandru nu a întrebat niciodată pe nimeni. Băi, eu nu am întrebat pe toată lumea. E vorba cu una aici în față și alta în față. Că nu vreau să zic că vor da votul mule. Da, am zis că o să vorbesc și azi dacă vrei să dai votul mule, ce nu dai altcuiva. Dar n-am venit să zic. Despre asta este vorba. Păi și să nu menajezi. Nu mă interesează cine mă votează. E vorba că îți vorbește frumos în față și după aia la gală zice că îți dă vot nul. Și când îți dă vot nul, te scoate în față. Alex. Nici după 8 luni de competiție, 7-8 luni, nu vă dați seama că nu există așa ceva. Păi poate am să scoată. Aoleu, Alexandru, să scoată! Să vorbiți frumos, Alex! Și după aia când vine votul, mă votăm să plec. Băi, dar ai fost cel mai scos om în față din această emisiune. Alexandru, și eu am fost scos... Și, Doamne, iartă-mă, atâta tantam pentru că am ieșit păi în față. Și eu am ieșit în față de o grămadă de ori când a zis atunci și Codruț, am dat votul, dar nu m-am gândit. Păi mă, dacă mai tare. Taci un pic, dacă Radu zice că eu v-am pus pe voi să-l votați, înseamnă că și Radu l-a pus pe Codruț și pe ăștia să mă voteze, nu? Dacă ieșeam în față și plecam acasă, nu stăteam să le scriu, aulă, de ce mai votați să plec acasă? E alegerea fiecăruia să exact voteze pe cine vrea și punct. Da. Dacă nu era băiatul ăla protejat, îl vota fetele? Toate dacă nu era băiatul ăla protejat, deci, îl vota fetele? Trecută, dacă nu mă protejam, da, și de ce? Pentru că comunici în seara aia, au vorbit cu toate din grup și, bă, votați-l pe la eliminare, că am zis că-i scot. Tu vorbiți deja, tu vorbiți și cu Andreea și cu Aida. Mi-ai spus direct în microbuz că o să te voteze și Andreea și Aida. Pentru că n-ai caracter, n-ai avut erau făcute, frate. N-ai avut caracter. Păi, dar nu trebuie să vorbesc eu, că mi-au zis ele. Ți-au spus ele, deci. Da, păi te-au dat și unfollow și tot pe ăla. Pe ce confirmare mai mult vrei de atâta? Da, frate. Dacă n-ai caracter, frate. Asta spunea că gen cărțile se fac de acasă. Fii atent, Romeo. Trebuie să mă vezi între ele, fete, oamenii ca oameni fără caracter. Nu vin aici și fiecare. Cu ce eu greșit băiatul ăsta, Mariana? Cu ce eu greșit băiatul ăsta, Mariana? Dar ce, păi Mariana? Și erai să voteze pe tine.
Băi, eu ți-am dat un exemplu. Bă, dar eu nu înțeleg de unde trebuie să te justifici atâta pe cine. Dar nu trebuie să te justifici, dar tu spui că nu să faci. Pe mine cum a votat? Cu ce am greșit eu? Eu cu ce am greșit? Eu cu ce am greșit lui Gagică? Nu, tu în prima săptămână. Eu cu ce am greșit lui Gagică? În prima săptămână. Tu în prima săptămână ai fost votat pentru că ai fost nou. Da, ai fost votat. Păi și bun, atunci mai mult de atât. Am votat toate fetele. Ce facem? Nu dăm nicio șansă măcar să vedem oamenii noi cum evoluează? Bă, mai rău. Fii atent, pentru că și tu, cum ești de mult timp aici și știi prea bine că se leagă, nu prietenii, unele amicii. Unul altul, înțelegi? Nici tu nu mă contrazic. Ba da, mă. Nu mă zici singur. Pentru că fii mai nou și acum zici... Nu mă contrazic singur, dar fii atent. Se leagă prietenii și n-ai cum să n-ai... Dacă eu am de ales între tine și băiatul nou care vine astăzi, o să-l aleg să-l votez pe ăla. Pentru că pe tine, chiar dacă nu ești prietenul meu, dar te respect te și ai un anumit timp în competiția asta, înțelegi? Da, și de-aia lor votat probabil și ele. Nu poți să votezi pe unul pe cine? Îl votez pe Marinescu când îl am, de exemplu, pe Andrei. Bă, dar uite, prima... Bă, să în primul rând suntem vreo 4 cupuri în casă. Ai cum să dai în cupuri? E o regulă, e puterea dragostei. De ce? E o chestie de principii. Înțelegi? De ce? Că vrei tu să impui principiul ăsta să nu fi votat? Bă, dar nu vreau eu să impui. Unde scrie? Unde ai spus că sunt niște reguli în emisiune? N-am zis că sunt niște reguli. Bă, n-am zis că sunt reguli. Vezi că i-a scurs la altă masă, nu te cântă, băi. Asta-i percepția lui, mă. Dacă n-auzi. Ai spus, okay. Spus că sunt ai spus că aici suntem toți egali. Suntem toți egali, de ce nu pot eu? Ia te-ntă aici că îți reiau exact, frate, nu mă. Ai spus că suntem toți egali. Am spus că avem aceleași reuși și suntem toți egali, da? Suntem toți egali, da. Titul ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Suntem toți egali. Eu personal. Ura ta a fost. Eu personal. Frate, bă, da, de ce să nu te voteze băiatul ăsta care are relație pe tine? Păi uite, vezi cum e? Bă, dacă vezi cum e că nu vrei să mă asculti. Am spus așa, uite-te la titlu. Băi, eu nu înțeleg de ce vă certați acum de la voturi, când toți, dacă ieșiți acolo în față, toți aveți aceeași reacție și toți sunteți frustrați. Eu nu vă înțeleg. Tu, Romeo, când ai fost în față și în momentul în care te-am votat eu cu Adriana, ai fost frustrat. Tu, Marinescu, nu mai zic, când ai fost în față, ai făcut ca trenul în gară. Alex, la fel, care a mai fost? Radu, Andrei, dimineața asta, toți Alexandra, da, nu am fost. Și veniți și vă dați în cap. Nu înțeleg de ce. Nu am fost. Când ai plecat acasă. Nu-și dă nimeni în cap, doar ne lămâne. Băi, Alexandra, e o diferență în momentul când ești în față, să ții un discurs, să vorbești, pentru că e normal, de-aia ești în față. Nu, 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 Romeo, vezi că eu nu mă refer în ultima perioadă când ai ieșit tu, eu mă refer la început atunci. Păi la început atunci. La început când te certai cu mine și mi-ai dat mie în cap, aduce aminte da, și Adrian. Dar frustrat despre ce vorbim, când ești în față, e clar că îți pare rău că ești în față. Păi asta zici și mea. Care pare bine? Abar n-aveam. Și eu, care e ideea? Fii atent, eu am fost în față în prima săptămână când am făcut cuplu cu ea. Normal că părea rău, nu? Mi-a părut rău. Și oricare este în față, e un pic frustrat. Dar nu-i vorba despre asta, că oricare, e normal. E normal să fii, nu neapărat că vezi, Doamne, că cum mai vor unii să inducă, că ne e frică să plecăm acasă. Și că plecăm la al treilea război mondial cu arme nucleare, sincer. Bă, plecăm acasă, da, uite, bine, să zic ceva. Pentru bravo, unii, pentru unii, probabil că nu. Să trage la răspundere. Nu am nicio problemă cu asta. Bine, Romeo! Da, dar și tu ai fost frustrat, Romeo, și tu ai fost frustrat. Eu mă refer la faptul. Ție ți-a părut rău. Vorbiți mai pe rând. Că vin persoane și adică întreabă personal. Mariana, de ce m-ai votat? Ce ai cu mine, înțelegi? Eu n-am făcut chestia să te întreb direct. Marinescu, vreau să-ți spun și eu ceva și termin. Te rog, ia spune. Votul meu spre eliminare, dacă nu vei ieși favorit, nu-l accepti. Dar dacă voi fi aici la sfârșitul competiției, votul meu îl vrei, nu? Votul tău dacă-l vreau? Da. Cum nu? Păi așa ai zis. Votezi ce-ți dorești tu. Păi da, dar tu asta mi-ai cerut. A? Eu ți-am cerut treaba asta? Când ți-am cerut eu? Era și Aida de față. Când ți-am cerut eu treaba asta ție? Acum câteva zile. Acum câteva zile. Iar așa ai ajuns, mă, Marine. Eu să mă votez unde vrei tu, nu mă interesează. Da, așa mă. Urât ce ai ajuns, te credeam mai inteligent, dar e vai șamar. Lasă că sunteți voi inteligenți. Vai șamar, de față de tine. Lasă-mă că eu n-am fost pus în valoare de alte persoane. Apar, nu. Înțelegi? Eu am fost pus în valoare că așa am vrut eu. Păi și cine te-ai apucat de persoane. Vezi că dacă n-aveai persoane cu care să te împarnești, te-ai apucat de cerșit voturi pe la lumea pe care nu suporți, măi. Eu nimeni. Stai liniștit. Auzi, când vii să ne cerșești la toți voturile? Ce să fac? Nu vii să ne cerșești la toți. Eu nu mă amintesc când am făcut treaba asta. Dar de unde știi tu? Dacă te pui în genunchi, îți dăm toate votul. Alexandra, ieșim noi doi din casă până atunci. Andreea, îmi pare rău, n-am putut. Adică? Noi doi suntem primii care ieșim până la finală. Hai, că cine știe dacă mai fi și săptămâna care vine în casă. Da. Hai. Încă 5 ani vă mai văd. Hai, stai tu până încă 5 ani. Aia, stai liniștit. Da, mă, da, mai pe data care îi spune iubitul aia acolo viza. Că pleacă acasă și ai spune nu plec. Ce ai zis, aia. Aia, da, aia din spate, ai da. Aia, tu ai pe 12 luni pusă viza, stai liniștit. O vrut băiatul ăsta, hai să... Tu nu, hai că stau.
Te-ai tatuat? Bă, Frociața te-a făcut aici de tot rău, a spus că nu iese cu tine, taci, mă! Măcar eu și Andrei am vorbit acasă și a spus că nu plec. Urli. Pentru că eu am 19 ani, iubita ta are 27 sau cât are. Te-ai pus și stat și ștampila aici, ai fost la ștampila aici. Da, l-am ștampilat pe Andrei aici. Deci bine pus aici. L-am ștampilat pe Andrei. Poți să stai, ai iarăși și puterea dragoste, ai fost și favorită. Normal. Scuze, nu din greșeală, din cauza publicului. Normal. Cred că iubita ta e din greșeală. Da, dă... Eu, e din okay, greșeală. Fii atent, aia, toată odată, viața a fost. Odată se poate face o greșeală de două ori. Da. Păi se face, se poate repeta și mai multe ori greșeală. N-ai cum să faci greșeală. Ba da, îți spun eu cred că tu ai fost trasă la locul public, trasă de acolo și greșită. Nu știu, spun eu că greșeala se repetă de multe ori. Nu, odată te-am văzut. Ba da, la tine la fel. Păi iubita mea, ai văzut-o acolo în față de îi faci poză și îi faci portret și s-o pui acasă pe tablou, înțelegi? Da, dar tu ai dat odată acolo. În WC-ul, în WC-ul îi pun tablou. Tu așa dă umplătură, înțelegi? În WC-ul pun tablou, da. Da, și când stai acolo, tu, și când stai acolo, pătron, și faci, te faci privești, știi? Și-mi doresc, mamă, ce... Aia tu îți dai seama că te faci de râs? O privesc eu și tu te uiți la mine. La tine? Ce fac eu? Ce faci? Da. O privesc. Ai spus că o privesc, nu? Da, tu frumos, știi să vorbești? Dacă mă uit la Alexandra. Și să vorbești frumos și tu? Păi și eu vorbesc. Trei clase plus abecedarul pe care le-ai, poți vorbi frumos, că până în clasa 4. Dacă am învățat limba română la Pierre, am vorbit foarte frumos, stai liniștit. Nu, în alta, dar ești și tu o vârstă, da, am zis, 19 ani, ești frumos. La TV, ești în poziția de femeie la TV, te mai votează și publicul, ești în top 3, da, că ai putea să calculezi vorbele, înțelegi? Păi tu ar trebui să le calculezi, că vorbești aici urât și mai vorbești pe live-uri urât. Bă, femeie, eu ți-am vorbit frumos. De aici vorbești urât și pe live-uri. Tu ai vorbit de... De tine. Ei, da, păi de acum nu o să încep, eu să vă fac live-ul. De tine am vorbit urât? Despre voi. Nu, de mine. Păi și atunci care e problema ta? Păi na, erai cu Alexandra live și audea toată lumea că m-ai scos câte o prostie pe gură și... Bă, dar eu vorbesc urât și aici și vorbesc unde vrea... Uite, ca să vorbesc unde vrea... Păi tocmai, tu ar trebui... Frumos, vorbesc mai, cum vreau eu, pentru că eu ăsta sunt, da? Care și vorbesc urât. Dar cine ești tu aia să-l trai? Când tu te dai aia cu minte și spântă și când contra ești bă, contrariu. Bă, știți mucii de la nas că te-ajung un număr mai întâi și după aia vină și vorbești. Hai să mă știți. Aia, că dacă am venit la TV, am venit să mă arăt codruț așa cum sunt cu... Păi învață să vorbești frumos pe înainte. Înainte bă, să nu uiți tu mie să vorbesc eu frumos în față, eu vorbesc. Atâta timp cât ai vorbit urât la adresa lui altcineva, n-ai vorbit la adresa mea sau la adresa iubitei mele, cu veciocul, dar nu ți-am comentat. Păi n-am vorbit. Păi cum n-ai vorbit? Ți-am zis, de veciocul ăsta e ceva urât? Urât. N-am vorbit urât. Lasă-ne aia. Vorbește, bă. Eu nu mai vorbesc urât de mult timp, stai liniștit, am învățat. Te așteaptă profesoara de română la școală, lasă-ne. Marie? Da. Ce faci? Uite bine tu. M-ai pus o scopa Mira de la bloc ca să mă las la mișto amândouă? Mă, dar cine te-a luat, mă, la mișto? Ce ai? Ce? Cine te-a luat la mișto? Amândouă, vă clizeați pe acolo și e nasol că atunci când nu trimite... Nu e adevărat, vezi că... Când trimite Amira un vocal, uită să-l oprească, ca să știi. Nu e adevărat, hai să-ți explic, nu. Amira vorbea cu tine și voi vă certați acolo, nu știu ce făceați. Și îmi sună-l, sună-l și discută. Da, dar ea n-are gură să vorbească acum? Păi da, asta a fost singurul lucru. Amira, n-ai gură? Păi n-auzi. N-aud eu sau n-auzi tu? Păi auzi, dar te lăsa... Stai un pic, bă, dar tu ai strigat Maria, nu Amira. Păi da, da, să vorbească și ea. Păi e și ea acolo. Știu, dar ai strigat Maria, striga Amira atunci întreabă. Nu, Maria, eu ți-am spus ție. Mi-ai spus o scot de la bloc ca să mă luați amândouă la mișto. Pentru că ea asta a făcut, a jucat. Păi cum adică te iau la mișto? Tu ai văzut ce spui? Ce spun? Păi tu din păi trei vezi, cuvinte... Dacă spui chestiile astea, te contrazici singură la televizor și te vede toată lumea, ca să știi. Păi cu ce mă contrazic singură? Dacă tu din trei cuvinte, două sunt ștituți. Dar de ce ai blocat-o, mă? De ce m-ai blocat? Zi! Știe foarte bine de ce. Pentru că ea... Vrei să spun acum aici? Hai, ai spus foarte clar, nu știu din ce motiv, nu-l suporți pe Paul sau nu-l suportai, mă rog, în fine, nu-l suportai, să zic. Așa ai zis? Ia, ascultă. Nu am zis așa la început, atunci m-ai enervat. Când ți-am spus chestia asta, ți-am spus, vezi că tu îl urmărești, deși nu-l suporți și el nici măcar nu te urmărește. L-ai scos, ascultă-mă, lasă-mă să termin. Hai, zi. L-ai scos de la follow, ai spus gata că nu am nimic cu el, îmi place de tine, că asta ai spus, da? Ok, până aici e ok? Spune, de ascult. Așa, și după aia următoarea zi, văd că vă dați înapoi follow, amândoi, și like-uri. Despre ce vorbim? Și like-uri și mesaje. Adică te contrazici singură. Și ți-am spus că mie nu-mi plac chestiile astea. Nu am făcut... Amira, aveai ceva de ascuns față de Radu? Eu nu am nicio treabă cu Paul, asta vreau să te fac să înțelegi ce te-am zis. Vorbește mai tare, te rog că nu te aud. Aveai ceva de ascuns față nu, de Radu? Nu, tocmai asta am spus. Avem noi vreo treabă, Paul, spune-mi tu. Hai, spune aici.
Ce să spun? Dacă avem vreo treabă, pentru că Radu crede că noi doi avem vreo treabă și nu știu dacă am schimbat 5-6-8-10 vorbe. Nu, dar nu am vorbit. Marie, și voi au controlez, Marie. Mi-ai spus să merg? Eu? Vezi că nu mă bag. Deci fii atent, Radule. Vezi că mi-a trimis un mare vocal, Amira. Mi-a zis că scobor jos să spun ție ca să scoți de la bloc. Da. Mai ca să cred că mare. Am sunat pe bani. Bine în cameră. Mie vocale ca să ajungă la tine. Bă, dacă vroia să facă ceva, putea să dea de la Maria și vedeam și aia era. Nu vrăjeri să-ți dea ție. Asta e băgare în seamă, nu știa cum se bage în seamă cu tine. Eu n-am nevoie de așa Amira. Ceva pentru că mi-ai spus clar. N-am nicio treabă cu el. Nu îl suport, nu l-am suportat ceva de genul ăsta. Hai că o zici prea... Acum parcă a început să-l suporte. Parcă o zici prea urât. Asta am spus atunci la început când a zis el ceva, nu știu, când a venit eu în primele două zile și a zis el ceva, nu știu ce a zis. Atunci ți-am spus. Băiat, de zic eu când a refuzat. Tu-i. Păi bun. Băiatul văd că o țin numai așa, eu n-am nicio treabă cu Paul. Când a refuzat, tocmai de-aia ți-am și spus. Pe mine mă mișc, nu-mi plac minciunile astea. Poți să-ți asumi să fii femeie adevărată, să spui: bă, nene, da, îmi place de el, nu mi-a dat nicio șansă. Nu mai vreau să vorbesc, nu mai vreau să întreabă cu el. Dar nu să-mi zici mie ceva și să faci altceva, pentru că mă deranjează. De ce am făcut? Că ți-am zis că nu vreau să fiu nici cu tine. De nu vrei să fii? Că nu vreau să fiu nici cu tine, cel puțin cu acest asta comportament. Cel puțin cu acest comportament, nu. Asta mi-ai spus pe Instagram? Da! Ți-am spus că îmi place de tine, dar comportamentul tău nu-mi place. Nu, ai spus că am unele momente în care sunt copil, pentru că o atac pe Aida, da, și asta te deranjează pe tine. Pentru că nu vrei se fac lucrurile ce mai deranjează? Astea. Vrei să spun ce mai deranjează? Ce? Mai deranjează faptul că tu din prima, de când a interacționat ea cu tine și s-a dat pe lângă tine, gen... Na, ați vorbit mult acolo, a stat-o singur în spate, tu deja... Ca și cum pusese-i stăpânire pe ea, înțelegi? Cu ce? Păi de asta m-a deranjat. Păi dă-mi exemplu cu ce, dacă spui că am pus stăpânire, vreau exemplu. Mi-ai spus așa că el din primele zile deja se simțea ca și cum voi doi aveți o relație. Păi stai, mă, că... Da, pentru că făcea foarte urât și am spus. Da. Și de asta fac așa. Dar noi suntem doar în cunoaștere. Păi atâta mi-a spus, atâta mi-a spus că a stat, gen că a stat și voi acolo puțin și tu deja o acaparase-i, gen. Cu ce? Deja te credeai. Păi deja credeai că este păi a ta, băi, este... amândoi, dacă tot vorbiți despre păi cum dacă tu faci exemple. Chestii de genul păi de exemple. Păi de exemple, păi așa poți, Amira, așa poți arunci o vorbe, le arunci și le lasă așa în aer. Radu, uite exemple aici, adică mă urmărești să vezi ce fac eu, pe cine urmăresc. Păi vezi că ai spus că îți place și râdeai mor că ești gelos, îmi place așa. Acum la televizor o dai ca și cum te deranjează. Am zis că îmi place că e gelos, da. Cum? Păi da, dar... Păi aici spui ca și cum nu-ți place că te-am urmărit și pe Instagram îmi spuneai mor că îmi place că ești gelos și nu știu ce și râdeai. Hai, Amira, serios? Păi râdeam tocmai. Păi hai să fim realiști aici, să fim cum suntem și acasă. Amira, vezi că Radu este o persoană foarte geloasă. E prea posesiv. Asta nu-i nimic. Amira, vezi că Radu este o persoană foarte geloasă. Păi tocmai mi-am dat seama că vreau o fată. Gelozie, că vreau o fată, Radu. Nu e vorba de gelozie, e vorba de ceea ce îmi doresc eu. Care să vadă numai așa. Păi tocmai când am auzit lucrul ăsta n-am vrut mai continui. Eu ca să pot să vorbesc cu tine mai mult. Uite, vezi? Eu nu pot să văd doar în față. De mâine blocat. Păi înseamnă că te uiți stânga-dreapta tu. Mă, asta nu înseamnă că mă uiți stânga-dreapta dacă nu vreau să văd doar în față cum vrei. Stau cu ele. Mie nu-mi plac genul ăsta de femei care se uită și la altul și la altul. Radu. Ce să zici? Amira. Se vede, Amira, se vede că ai 20 de ani. O să mă întorc cu spate. Radu, femeia trebuie să o lași. Dacă femeia te vrea, rămâne lângă tine, dacă și rămâne lângă tine, dacă tu interzici, nu l avea pe X la prieteni, nu l-avea pe mai interzis, Mariana, face mai rău. Atunci face mai rău. Nu am interzis, i-am și spus. De ce l-ai scos pe Paul? Că eu nu ți-am spus, am făcut doar o observație, atât. Păi de ce ți-a lăsat mie observația? Ia, și cum ești gelos, Radu. Dar nu l-am pus să-mi stea spate. Asta a înțeles fata. Dar poate a început să-l suporte, n-ai de unde să știi, Radu. Păi și atunci de ce mai caută pe mine, Mariana? Că nu înțeleg. Dacă ești aproape de inima ei, probabil. Dacă ei se pare că am un comportament de copil, reacții de copil și chestii astea, doar pentru că vorbesc cu Aida sau am niște altercații cu ea... Nu se fac lucrurile astea, cel puțin. Uite, care lucru? Ce lucru? Îi atragi lui atenția asupra mea și el are dreptul să-ți atragă ție asupra lui Paul sau altui băiat. Oh, pitbull masiv! Dacă tu îi spui lui, Radu, nu te mai certa cu Aida că nu-mi convine și Radu poate să spună ție, nu-l mai urmări pe Paul că nu-mi convine. Nu fac glume. Iar mie, sincer, mi-e frică de momentul că m-aș ierta cu tine, nu știu ce ai putea scoate pe gură. Nu, Amira, tu mi-ai spus clar că nu că ți-e frică. Ți-a iurea să te cerți cu o persoană, să porți un dialog cu ea, nu știu ce ți-e ție, că te vede mama cu tata la televizor.
cine ai dansat? Ce înseamnă codruța acolo? A? Cu fata aceasta. Alexandra? Da? Tu-l iubești pe codruț? Nu răspund. Este gelos Radu pe mine. Ia auzi. Știe că Amira mă place și n-are ce să facă. Camera. Vrei să mă duc acum? Acum mă duc? Adică pot să mă duc? Atât timp cât persoana de lângă tine dă în ce iubesc eu mai mult, da? Și la ce m-am consumat eu cel mai mult de când sunt în casa asta. Radu, pe aici a fost greșeala ta, că ai spus lucrurile care te dor. Pe care? Asta i-am spus și a Mirei, dar văd că nu a înțeles. Pe care te dor? Din cauza mea s-a dus subiect. Pe care te dor! Ca să o împac pe ea, ai, bă, să vadă de ce am avut reacția asta, a trebuit să o spun, ai înțeles? Asta i-am spus și ei, din cauza ta am Maria, spus mi-a adus mie chestiile pastele astea alea. Și o să fiu atacat. Maria, mi-a adus mie pastele alea, că tot spuneai că am față, nu o să vezi că nu mai am față. Stați, pe care, nu sunt canterii. Deci, mă, nici măcar nu l-ai pus bine. Nici măcar nu l-ai pus bine. Ai intervenit prost. Am mai zis asta, la crede. Ba română e, rea, știi cum să folosești acele cuvinte dacă tot vrei să te dai. Codruț, mai învățăm și noi limba română. Așa o să vorbești și peste tot. Înainte să te dai mare și tare. Radu! Da, Mariana. Ascultă o chestie. Să știi pe viitor. Hai, Mariana, mai, adu-mi e pastele. Să nu te mai deschizi în fața oamenilor care știi că la un moment dat Mariana, o să nu te ataci. Mariana, nu te auzi, stai un pic, că mă ia nervi. Nu-ți mai spune slăbiciunilor, slăbiciunile. N-am vrut. Eu i-am spus ei pentru că s-a supărat pe mine și am vrut să-i spun de ce am avut reacția când am aruncat cu cheia în... în perete. Ok, yes, cauza o supărare de-a mea despre care nu vreau să vorbesc. Îți făceai ție bine, în primul rând, și probabil și altă. Deja se supărase pe mine și am căutat cumva să-i spun de ce, ca să nu mai fie supărată pe mine, tocmai de-aia. Radu, n-a fost așa. Altfel nu spuneam niciodată, Mariana. Îi spuneai acasă, mai bine. Dar nici nu mi-a dat detalii, mi-a spus doar că... N-am vrut să spun. Dar m-a făcut să spun. Că ea făcea pe supărată doar că am aruncat cu ochii în prete și am plecat de lângă ea. Adică te ridici, da, te ridici de acolo că te-am întrebat lucrurile și te duci să plâng. Oamenii vor profita de slăbiciunile tale și te vor ataca. Să nu plâng în casă. Bun. Și am profitat eu de lucrul ăsta sau ce încerc? Păi nu, dar din cauza ta, ca să mă justific în fața ta, să nu fii supărată, s-au aflat punctele mele slabe și au dat în mine atunci, când mi-a fost cel mai greu. Înțelegi? Înțeleg. Îmi pare rău atunci când din vina mea ți-ai adus tu subiectele tale. Te reglați, vă imprimat. Bă, le-am adus eu. Pentru tine le-am adus. Că făceai pe supărata femeie. Le-am adus eu. Am vrut, am venit eu. Am probleme, am venit eu să zic că am probleme. Asta că-ți faci singur rău. Tocmai, închide subiectul. Păi nu, da, am venit eu singur și mi-am plâns de milă. Nu, am făcut chestia asta doar ca să vadă de ce am avut reacția asta atât. Da, dar nu mai vorbi despre asta că-ți faci singur rău. Și eu am un animal și știu ce înseamnă. Și eu am doi. Am făcut rău destul. Și știu ce înseamnă, de-aia ți-am spus. Aia zic, nu mai vorbi despre lucrul ăsta, că îți faci singur rău. Nu, dar eu am spus de ce am spus chestia asta, ca să înțeleagă. Bun, dar nu trebuia să reacționezi așa. Am fost în continuare judecat și făcut copil pentru reacția aia. Da, pentru că mi s-a părut un gest de copil. Asta m-a deranjat. Te întreb... Da, dar probabil el, cum este foarte vulnerabil, el nu a mai gândit la nervi și probabil de asta a făcut gestul. Cine? Hai pe bune, îl întrebi de ce face, ce are de... Bun, îl întreb, n-a vrut să deschidă subiectul, a zis doar că fata aia nu vreau să mai jignesc pe nimeni. S-a ridicat așa dintr-o dată și s-a dus și a făcut ce a făcut. Nu vreau să mai jignesc pe nimeni, nici pe ea, dar fata aia nu mai merită respect din partea mea, nici măcar atât. Și cu prima greșeală pe care o să facă față de mine, o să dau cu tot ce am în ea, pentru că a lovit exact unde m-a durut. Radu, ok, eu te înțeleg. Așa e mai bine? Cum? Zice de tine sau de Aida? De mine, mă. Zici Aida. Mai zi odată că n-auzi. Zici de Amira sau de Aida? De Aida. Astea-s pentru mine? Da, iubire. Cum? Ce? Cum? Am glumit. Dar cu ce? Cu ce scop? Ce era cea de taină? Cu ce ocazie? Vă aduc acolo pare? A? Vă servesc? Vă aduc pare? Nu. Cu ce ocazie? Păi nu spuneau ăștia că mănânci mult. Hai. Mână, când tu mai ta la ea. Hai, lasă, vrejeala. Auzi? Ți-i sigură că tu l-ai făcut? Da. Păi da, mă, dimineața azi ce ai? Fii atent. Mi-am făcut părul singur azi ca să intru în emisiune. Da. Vrei să-ți aduc și furculiță? Păi cum, mă? Ți-aduc eu, mă?
Păi servește-mă, fii ospitalieră cu mine. Hai că... După ce le mănânci. Dar nu știu de unde aveți. Nu știu unde aveți. Ai dat în familia ei și făcând-o numai animală, eu numai... Numai Rottweiler, nu mai puneți botniță și așa mai departe, nu cred că ți-a zis nimic, ți-a zis decât că... Eu i-am răspuns cu aceeași monită. Nu, ți-a zis decât că ai un câine acasă sau ceva de genul. Nu, a spus așa, animal este câinele tău de acasă. Păi da, Radu, pentru că tu mă tot făceai... Animal este câinele tău de acasă. Nu, el a făcut... Da, a făcut-o... Nu, 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 te-a făcut animal. Stai, că ți-au atat de acasă, asta îmi spus, ce-i așa rău? Că nu am înjurat-o, nu ți-am spus de rău, n-am... Cum îți permiți să spui? Păi și tu de ce îți permiți să spui că aduceți botnița, că e Rottweiler, că e aia, că e aia? Ai da, nu, nu contează, meri nu meri, din moment ce mă înjuri atât, asumă-ți că o să fii la fel înjurat sau mai rău. Nu ești destul de capabilă să îmi întorci aceeași monedă? Dar nu vreau! Păi nu poți, nu vreau, nu ai capacitatea nu vreau, nu vreau, dacă eu nu te fac pe tine câine, dacă eu nu te fac pe tine câine, Radu, dacă nu te fac câine și că ești Rottweiler, la fel cum ai făcut pe mine, înseamnă că nu înseamnă că nu pot să-ți o întorc la fel, înseamnă că pur și simplu nu vreau să fac așa cum ai făcut-o mie. Deci tu n-ai vrut și ai preferat să dai în ceva bolnav și... Ce-mi face rău, nu? În primul rând, nu am dat, n-am înjurat, nu nimic. Tu mă făceai, mă repet, numai din animal. Nu mă scurtești și așa mai departe și te-am spus, Radu, singura ai avut un comportament, atât. Ai avut un comportament și asta e părerea mea despre comportamentul tău. Radu, dacă te întorcea cu aceeași monedă și te înjura, nu crezi că degenera? Cum? Dacă te înjura sau ți-o întorcea cu aceeași monedă, nu crezi că degenera? Andreea, cred că ne-am înjurat de foarte multe ori și... A degenerat doar verbal, nici de cum fizic. De ce mai vota, mă? Decât ea atunci când a dat în mine. Atât. Da, dar apropo, Radu, dacă tu ai zis că le-am pus pe fete că le-am votat, înseamnă că și tu ai pus băieții să mă voteze, că și eu am avut 4 voturi ca tine. O să vorbești, Aida, o să vorbești cu oricare băiat, să-l întrebi personal și să-mi spună mie un singur băiat acum, părând, dacă care i-am spus să te voteze. Ce? Unul singur. Păi nici eu nu le-am spus la fete. Dumnezeu mi-e martor și mă vede dacă eu am spus. Eu n-am pus pe absolut nimeni să te voteze. Eu. O să întreb pe fiecare în parte. Asta nu am prietenit cu nimeni ca, pe Mariana. Ca să am o putere să te pun pe tine să fii votat. Asta zic, nici eu n-am pus, mai ales pe Mariana, pe Andreea, adică eu nici măcar nu stau lângă Andreea. Problema este că i-ați intrat în joc prietenului vostru, ai înțeles? Pentru că asta și-i spus. Dar după la urmă votează pe cine vrea pe mine m-a votat și n-am făcut. După Paul, sunt eu, ai înțeles? Paul a fost protejat și următoarea țintă am fost eu. Și voi i-ați făcut jocul, îi dați grade, îl faceți să pară ce nu e. Pe mine nu mă interesează de Paul. Cum? Nu mă interesează nici de Paul. Aida, mai ales că Paul m-a votat fără niciun motiv. Aida, dacă te referai la mine, să știi că nu m-a pus să-ți dau votul. A, bun. Păi vezi că nu vorbeam cu tine, întrebam pe Paul. Nu știu. Păi Paul, spui că nu i-am spus Comănici lui Radu, că Radu a zis că eu am pus acolo. Nu, noi n-am fi în prima fază. A fost Mariana, cu care se are bine. A fost Andreea, cu care se are bine. Păi erau toți acolo, nu le-am făcut nimic, la niciuna. Ți-a dat voie camera să fie aici? Poftim? Ți-a dat voie camera să fie aici? Păi și atunci de ce stai aici? Cum? De ce stai aici? Da? Da. Bine, așteaptă. Următoarea ești după Mariana. Aoleu! După Mariana tu ești următoarea. Vai, vezi că mi-e frică. Păi și pe cine vrei să mă vedeți, mă, Radu? Radu! Pe mine Radu, mă zic că ce ai făcut la Andreea. Poate dacă era și Paul, poate și Paul era în țintă, poate și eu. Eu eram prin la țintă și voiam, Andreea, voiam să spun... Radu, ce ai făcut la Andreea? Știi ce ai făcut la Andreea? Când Andreea am luat mie apărarea de m-am certat eu cu Amira, tu ai sărit cu gura pe Andreea și faci da, certat. Am sărit cu gura, nu am jignit-o, n-am înjurat-o, nu am făcut mișto de ea, nimic. Nu, că trebuie să mă uit să văd, dacă ai scăpat niște viclenie pe acolo. Aida! Ne suferi. Aida! I-ați intrat în joc prietenului vostru, ai înțeles? Da, să le gust și eu. Ai spălat bine asta? Nu știu dacă... Eu nu le-am gustat. Ai nu fi... Lasă vrăjeala, mă! Doctor! Doctor! Cam fierte, nu? Doctor! Le-am cam fiert un pic. Doctor! Ia-mă, doctor! Bine, hai, pa! Aida! Nu, glumesc! Hai să văd dacă-ți bune. Aida, dacă... Bă! Fii atent! Da, fere! Stai așa, că uite, iau acum.
Dă-mi să vedem, mă. Credeam că să fie mai... Băi, piantă. Au și gust un pic. Dar tu spune că nu știu să gătești. Păi nu știu. Acum am gătit prima dată. Adineauri, că m-am făcut eu pe aici, că mi-e rău. Am glumit, da? Vreau să spun că sunt bune. Chiar dacă nu o să crezi, dar aceste două mânuțe, uite, au putut să facă ceva foarte minunat și îți mulțumesc pentru această masă romantică, în acest decor superb, cu acești scandalagii, cu acest scandalagii, da, e foarte bun. Dacă data trecută nu ați reușit să mă eliminați, n-ați putut să mă votați, poate puteți săptămâna asta. Nu știu cum să zic, eu nu am votat pe tine data trecută. Vreau mă să asta te elimine pe tine. Poate puteți săptămâna asta. Cine crezi că vrea să te elimine pe Andreea, tine? Andreea, vezi că mi-a spus direct din microbuz Romeo că sunt ținta sigură, da? Vezi că eu n-am vrut să te voi. Da, n-are nimeni n-am... nimic cu tine. Ce tot îți nici n-am nimic, dar doar voiam să spun această... Ai, da, dar ce mi-ai făcut ceva să fiu atât de supărată să te votez? Nu știu, Romeo poate știe mai multe. Și dacă vreau, voiam să te votez, te votam. Păi, dar dacă vrem să te votăm, te votăm. Ai fi fost votat de mult, care-i problema? Ce? Bă, dar tot la voturi ați rămas. Dar transmite-o zi, frate. Nu mă interesează, Paul. Păi cum, săptămâna trecută spuneai că te interesează, te apropiase de el și acum te interesează. Nu ne-am apropiat, am stat îmbrățișat puțin. Deci, înseamnă că a fost și ăsta un joc? N-a fost absolut deloc niciun joc. Păi, te contrazici. Geloasă? Gelos, doamne. Nu e adevărat. Ziradu, ești gelos? Deci a fost un joc. N-a fost, Radu, niciun joc. Păi cum? Te-ai apropiat de el? Păi, cu ce m-am apropiat? Că am stat de două ori cu el în brațe pe care sau ai făcut-o doar să mă faci pe mine gelos, cum ar veni? N-are, păi n-aveam cum să te fac, că nu păi ești. Păi n-aveai cum să mă faci, păi pentru asta că zic, n-aveam nu cum mai să simt te fac absolut nimic. Păi ce că s-au certat atâta timp și au dat în cap unul la celălalt? Păi cum? Acum... Păi, cu ce m-am apropiat? Urmează o împăcare frumos. Păi nu-i așa? Nu? Îți dai seama. Și acum să vezi că marinesc cu cade în plasă. Ce o să fac? Și o să se poziționeze iar jos Marinescu. Răjeala asta mare. Ce răjeală? Asta pe care o faci. Vrei și aduci, aduci videoclipuri. Vrei să dai în gât, vrei să arăți nu știu ce. Și după aia umblei după. Despre ce vorbim? Ce înseamnă codruța acolo? A? Fata aceasta. Alexandra? Da. Tu iubești pe codruț? Nu răspund. Este gelos Radu pe mine. Ia auzi. Știe că Amira mă place și n-are ce să fac. Am simțit eu ceva sau? Nu știu. Din greșeală. Ai simțit ceva? Sau din greșeală? Nu știu, ai simțit ceva? Ia mâna după mine, te rog frumos. Vrei să dansezi cu noi? Da. Wow, ce romantic. Vezi că m-ai zgâriat, dragă. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Ce mă? Ce înseamnă codruța acolo? A? Fata aceasta. Are
Andra? Da. Tu îl iubești pe Codruț? Nu răspund. Este gelos Radu pe mine. Ia auzi. Știe că Amira mă place și n-are ce să fac. Ai spus tu că n-aveam cum să te fac gelos. În primul rând, ăsta a fost scopul meu și știam că n-ai cum să fii gelos pentru că nu mai simțim nimic unul pentru altul, așa că n-avem cum să eu ne facem. Eu în continuare gelos. Cred și susțin că tu încă simți și de-aia... De-aia vin frustrările astea nu. Și jignirile și nu, totul. Nu, nu, nu. Radu, ce ai făcut? Ai trezit și ai intrat direct în emisiune? O iau iar cu juratul și cu dealea. Atunci când nu mai poți, atunci când nu mai poți să-l rănești, nu. Să-l rănești pe un om pe care îl vrei, da? Să-l faci gelos, cum ar veni, atunci dai în cel doare cel mai mult. Și asta ai făcut tu. Radu, nu începea să mă jur cum mă jur eu, dar îți jur solemn și îți promit că nu Radu, mai ce am ai făcut? Ai trezit și ai intrat că direct? Că absolut nimic. Ne dai voie, uite, când mă duc cu de Mariana. De ce în camera roșie să-l chemăm pe Alex în camera roșie? Ne dați voie? Da, fix, hai stai cu spatele, Adriana, că doar așa pot să vă tratez. Vi la voi, a, și Mariana. Vi la voi. Încalc regula, știi, nu-mi dă camera voie și voi în loc să profitați, voi mă scoateți la... mă scoateți că de ce am venit, că dacă mi-a dat camera voie... Eu nu și la mine a fost o glumă, voi da! Fiți atente, tot Alex! Voi spuneți că nu facem nimic să venim la voi și când noi facem ceva... Noi acum am voie la cameră să te chemăm în camera roșie! Stai puțin, că am să vă iau pe toată! Așteaptă puțin, așa vă spuneți de faptul că nu face nimic să veni la voi și când facem, nu ne dă camera voie, voi întrebați și ne scoateți în evidență că da, ți-a dat camera voie. Bă, dar tu nu faci diferența dintre o glumă și serios? Tu nu faci diferența dintre o glumă și a fi serios? N-am înțeles. Am zis că tu nu faci diferența dintre o glumă și da, serios? Da, eu nu fac diferența, dar e aceeași glumă mereu, înțelegi? Și care e ideea? Nu care e ideea, păi ideea e că noi facem să vedem. Voi spuneți de ce asta înseamnă că dacă ies și stați cu cuvintele astea, acum trebuie să iei Mariana și după aia mă e pe veni la voi, nu vă facem cadouri. Când vă facem cadouri, a zis, băi, ne-am săturat de atâția trandafiri, până călcăm regula și veni la voi, dar v-a dat camera voie. Și tot voi sutețele ofuscate și spuneți că voi... Alex, i-aș bătui să-l trec pe Adriana. Nu te faci cu Alexandru, ce ai? Barbași de azi. Nu, uite asta, pentru că s-a adunat mai multe, înțelegi? Mamă! Mamă! Mi-am găsit noră să vină să-mi facă cu tine spaghete. Ți-am găsit noră, pardon. De ce? Da, 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 da. Să le mănânci tot cheam. Ce? Păi nu, că nu se-i plac. Nu-i plac. Din cauza asta nu le mănâncă. Cred că îmi place... Niciodată în viața asta, bine, niciodată. Nu, nu. Gata. Unde te duci? Aici. Păi să nu stau aproape de tine. Să? Să nu stau aproape de tine. A fost și faza din gală prin faptul că mă vorbeai cu fetele pe la spate și față de tine, că nu. Auzi, dar tu ai venit. Pentru că eu vreau să vă nivelul tot de determinare față de mine. Alexandru, mă lași pe mine să vorbesc? Și când ești întrebată de față cu toată lumea, spui că eu nu mă simt atrasă de el. Alexandru, ca lucrurile astea, de ce că nu le-ai spus la telefon subiectul. Când m-ai sunat? Dar nu mai bine răspundeai că... Te-ai ținut morții să le spui aici în casă, voie, să mai faci tu câteva materiale? Ia zi, Adriano, puiule! Despre asta este vorba. Păi vorba da, despre asta este vorba, tocmai ce spuneam și eu. Să facem tot pe noi, ne scoateți vinovați. Băi, viața mea! Mă ascult și pe mine! Poftim? Mă ascult și pe mine? Ești barba și ești nervos? Am înțeles ce. Mă ascult și pe mine? Du-te și bagă și tu capul în boxă să mă auzi, că văd că vorbești numai tu. Dar eu nu bag capul în boxă, dacă păi bun, ascultă-mă și lasă-mă și pe mine să vorbesc, nu vorbi numai tu. Să vorbești, nu-i problema mea. Adriana, uite-te și tu ce vorbești peste mine. Păi, tu știi să porți un dialog? Mă lași pe mine să vorbesc, vorbești tu, mă lași pe mine, vorbești tu. Te ascult. Lucrurile astea pe care tu acum le-ai spus, de ce nu mi le-ai spus acasă și la telefon? Ți le-am spus și acasă. Unde înțelegi? Că nu mi-ai spus nimic? Ți-e vorba că m-am săturat. Eu, în momentul în care te-am întrebat pe tine acasă, Alexandru, m-ai supărat pe mine? Tu ai spus că nu, că mie îmi trece am așa repede. Bun, și tu acum ai venit în casă vorba. Să ce? Mie îmi trece chestia asta, dar nu uit. Și prin faptul că se amplifică a, nu uiți și vin în casă să-mi dai în cap. La asta te-ai referit? Nu vederea, înțelegi? Ce? Despre asta este vorba. Dacă nu mă asculți, n-am ce să-ți păi scuză-mă pe mine că nici nu am ascultat cine, nu îmi pare rău. Păi asta e de-a.
Înțelegi? Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Urât, Adriana, ce faci cu băiatul? Pentru că m-am săturat. Primesc tot felul de acuze că eu nu fac relație, că nu fac nu știu ce. Cu cine să-mi fac relații? Spuneți-mi și mie, cu cine să fac relații? Păi și eu cu cine să fac relații? Cu unul care a zis că... Cu o femeie care stă în brațele altuia și zice că vrea să facă relație cu alta care mă face de râs și loc să vorbească. Alexandru, vorbește singur, îmi pare rău, nu pot să vorbesc cu tine. Chestii care ar trebui când să o să vreți să mă lași pe mine să vorbești și să mă asculti pe mine, atunci să vorbim, până atunci îmi pare rău. Despre asta e vorba. Despre asta este vorba, pare rău că n-am înțeles nimic, că vorbim unul peste altul și nu ne înțelegem. Cel mai penibil lucru pe care l-am auzit în viața mea săptămâna trecută a fost că v-a săturat să primiți flori. Și după aia voi între cunoască nu facem. Bă, Alexandru, pune lucrurile pe care eu le-am spus, am venit eu vreodată lucrurile la tine și te-am spus Alexandru, mie în privat, lucrurile pe care le-ai spus tu, da? Mie în privat îmi spui că tu ești rece așa și ești mai cald în momentul. Vezi că nu ți-am spus niciodată nimic. Dar mă las să termin de vorbit. În momentul când o să fii cu mine împreună, până atunci ești rece, pentru că vrei să vezi Alexandru, cât de determinat sunt eu, pe care eu să vin spre tine. Și tu asta am zis toată săptămâna, că vine gala mea, dai în cap de față cu toată lumea, Alexandru, mă lași până repede și să spui că asta ai făcut pentru că nu simți nicio atracție față de mine. Dar fii atentă, bă, Alex. Dacă te vezi că nu poți vorbi, că mă bagă, că se bagă un altul. De ce nu te duci la fată și vorbești? Păi n-am ce să mai vorbesc. De ce îți rup fileții și vorbești la fată aici? Că dacă mă duc și vorbesc cu ea, îmi zice... Că da voie camera, despre asta ce ai? Ce nu-ți convine? Sau bine ce ai? Eu? Nu tu, mă, Codruț! A, mă gândeam că eu. Ce ai? De ce vorbești tu în locul meu? Păi nu vorbesc în locul tău. Cum nu vorbești în locul meu? Dar acum ce făceai? E atent, Adriano! Explicați-mi cu Alexandru ce am făcut eu, băi! Nu să mă întreb sau îi spun, bă, Adriano! Hai mă, zi-o, da! O vorbim băiatul ăsta și mă adoră cu tine. Nu are dreptate, Adriano. Auzi? Te auzi, vorbește! Care mă dreptate, Adriana? Că lasă-mă să răspund de ce vorbesc. Am stat, o vorbim jumătate de oră, da? Am stat și l-am ascultat. Și m-am dat cu părere la ce, la ce a spus el. Cum vorbesc? Păi dacă omul ăsta pe mine nu m-a ascultat! De ce trebuie să ne asculte pe tine? Dacă eu am stat lângă el, l-am auzit ce-o spus și pot să-l contrazic. Păi și eu am auzit ce-a spus și pot să-l contrazic în afirmațiile lui. Dar dacă pe mine nu mă lasă și tu vorbești peste mine, cum mă? Cum poate îi place mai mult de mine și vreau să vorbesc cu mine. Hai, uite, te ascult, băi, lasă-mă conversația asta de doile. Îi spune Adriana. Ce să zic? Hai, te ascult, dă-mi replică la ce am zis. Te-am zis destul de clar. Înainte de gală, am vrut să te chem în casă, în camera favoriților, în camera favoriților, în camera roșie și bă, nu m-a lăsat camera. Voiam atunci să te explic toate lucrurile astea. N-am putut, a doua zi când m-a întrebat domnișoara Cristina, am zis ce am avut de zis. Dar tu nu puteai să-mi spui în privat chestiile astea? De ce să spun în privat dacă noi aici trebuia să vorbim? Eu te caut după gală, vreau să vorbesc cu tine. După gala favoriților, cum zici că n-a, așa ești, nu știu ce am vorbit, nu mai țin niște exact niște chestii oricum banale. Și tu după aia, ziua următoare în gală, zici că... Nu, dar bă, zici că bă, nu mai vrei că nu te simți atrasă de mine, adică aia blocat de mă să spui chestia asta. Nu să vii în emisiune și să mă faci de râs. Cu ce te-am făcut, mă, omule, de râs, că am zis, dar pur și simplu că nu sunt atrasă de tine, cu ce te-am făcut de râs? Să pun proastă pe vreuna dintre voi. Mă, omule, cu ce te-am făcut eu pe tine de râs, că am venit și am spus pur și simplu că nu sunt atrasă de tine? Da, că nu sunt atrasă de tine și chestiile pe care le vorbeai Adriana și cu aia și cu Andreea înainte. Dar lăsa fără replică, trebuia să-i spui de acasă, bă, vezi că vin să spun asta în emisiune, ca să aibă replică. Că nu știu de partea ta ce faci. Nu știu dacă aveai ceva de spus, îmi spune în momentul ăla, nu înțeleg de ce vii după atâtea zile. Am vorbit și acasă la telefon și nu mi-ai spus absolut nimic. Uite și acum că... te-ai trezit de dimineață să vii cu acasă, Adriana. Că eu de tine nu spun lucruri. Păi nu mai faci tu niște materiale sau ce? Dar treaba care a umplut paharul, picătura care a umplut paharul a fost faza de acum. Când fac tot posibilul să vin să vorbesc cu tine, tu zici mie că de ce nu vin în camera roșie? Am venit în casă să vorbesc cu tine, mi-a dat X, până să-mi dea X tu mă întrebi, dar te-a lăsat camera? Du-te la tine în casă. Bă, asta omule, e vorba. Tu nu înțelegi că aia a fost doar o glumă? Da, glumă pe care o faceți de fiecare dată. Dar adică e prima oară când Păla, o fac despre Adriana, ce vorbim. Te rog frumos, e vorba de făcut mișto. E vorba de chestia asta și nu te-ai comportat tocmai corect față de mine. Și eu n-aș putea să fac lucrurile pe care le-ai făcut tu, să ți le fac eu ție. Înțelegi? Să te vorbesc urât pe la spate, să fac mișto de tine pe la spate și așa mai departe. Bă, omule, tu nu înțelegi că eu n-am făcut mișto de tine, ești sănătos la cap ce ai? Nu, n-ai făcut mișto, te și cred. Hai că te cred. Săptămâna trecută când îmi spusese Mariana și aia unele chestii, cum că le-ai fi spus tu, am preferat să nu le ascult pentru că nu mă interesează. Voiam să ascult direct de la tine. Tu ce vii? Așa este, cum zice Mariana și aia. A,
Bravo, mă bucur, mă bucur. Mă bucur să au chestia asta, mă bucur. Și că eu cu ce te-am spărat? Poate, ce pot să zic? Că ai spus că mă ieși pe mine la rost. Poftim? Păi da, te iau pe tine la rost. Ai fost inclus în faza asta, că noi nu facem nimic să venim la voi. Și când facem, da, îmi va da voi camera? Eu nu ți-am zis, gata. Ascultă-mă, Alexandru, astăzi eu nu ți-am zis. Dacă le înțelegi mai cum vrei tu, Alexandru, mai bine vrei. Eu am întrebat pur și simplu ce faceți aici. Întorceți-vă și plecați, că nu mai aveți. Nu am zis întorceți-vă și plecați. Am întrebat doar ce faceți aici. Nu am întrebat-o cu răutate. Nu am întrebat-o pe un ton nervos. O femeie, dacă te-a dat buchet de păr, nu vrea să înțelegi, frate-mi, de atunci. Păi tu vorbești cu mine sau stai și vorbești acolo cu băieții? Dacă o femeie ți-a lăsat buchet, uite-și tu la el! Doamne! Cristina, am simțit eu ceva sau? Nu știu, ai simțit ceva? Sau din greșeală? Nu știu, ai simțit ceva? Ia mâna după mine, te-l frumos. Vrei să dansezi cu noi? Da. Wow, ce romantic. Vezi că m-ai zgâriat, dragă. Tu ai venit în casă pentru Andrei? Surpriză. Ea ar trebui să-mi ceară mie scuze că nu a plecat din brațele iubitului meu. Păi dacă el a venit, înseamnă că i-a plăcut. Gândește puțin. Dacă ești de la tine. Nu, nu am văzut numele aia. De unde? Din Constanța. O, bine, la mare. Da. Toți turcii stau în Constanța. Nu neapărat, mai stau și prin Turcie. Mulți stau gen în România, în Constanța sunt situații. Da, nu știam că... Ești născut în România? Da. Frumos. Aici cred că o intra băiași din colofoată. Eu mor. Poftim? Ce te aduce în casa puterea dragostei? Măi, sincer, am simțit așa un parfum fin. Da, deci brânză stricată să începe exact ce e. Brânză stricată e parmezan. Parfumul? Parfumul dragostei. Bine. Ce zodie ce vrajeană. Scorpion. Ai, numai scorpioni într-o ultima perioadă. Care a fost ultima ta relație? Care a fost sau cât a durat? Când s-a terminat și cât a durat? Acum 4 luni, ne-a durat vreo 3 ani. 4 luni? Da. A, deci că e... Așa repede peste? Lucrul ăsta. O 4 luni, 3 ani, ai lăsat. Poate n-a trecut și vrea să treacă pe aici. Ai pus ochii pe cineva din casă? Ai top 3? Ai pus ochii pe cineva din casă? Mă, sincer, am auzit întrebarea cu top 3, am auzit-o la televizor, sincer să fiu, și mi se pare puțin aiurea, înainte să mă întrebați voi, vă spun eu. Top 3, urma bănuiesc. Dacă îmi dă cineva un buchet de flori, frumos, și mă pune să aleg o floare, mie îmi place buchetul, nu pot să aleg o floare, vă dați seama. Aici vedem ce se întâmplă. Greșit? Aici să vă cunosc, să vedem cum e terenul. E asfaltat, dacă se... Nu, dacă a răspuns atât de frumos și a avut un răspuns atât de frumos, lasă-o așa. A, început Alexandra. Nu mai există, că am avut-o cu băieții în capul, că m-ai scos din top, m-ai pus în top. Da, mă, și... Lăsați-l, că a zis frumos. La faza asta... De ce ești vânătă? Verde? Acolo? Ești verde. Da, ești vânătă. O să vedeți voi cu cine o să danseze și vă dați seama cam ce... Dansez cu Alexandra? Alexandra. Pe moment, depinde ce muzică. Cu Andreea? Depinde de muzică. Ok. Depinde de muzică. Ești autar? Sunt muzician. Te vede. Ai văzut? Am cântat. Da. Și nouă melodie.
Ai zis vaca. Care-i vreșeala aia de zi? Manele! De când manele? Hello! Și manele, când de tot. Manele! Când pe masă? Când și cu instrument. Nu, cântă-ne ceva. O dedicați. Hai, tarzana. Sarcan. Nu contează. Nu în turcă, cu ce vrei. Nu, ceva frumos, ceva mai... Ce vrei tu? Ceva de dragoste. Ceva de dragoste, ia să vedem. Cântă puterea dragoste. Lasă el să caut. Puterea dragoste. Vedeți, fată? Vei fi tu salcie la mal. M-aș face râu la umbra ta. O stea pe cerul de opal, de-i fi în noapte m-a schimbat. Și acolo unde ești, o viața asta. Cântă-și tu una mai nouă ca să poți... Lasă-o mă că... Ce n-ai oprit, Adriana? Am zis să cânte una mai nouă, să cânt și eu cu el. Ia bateți-vă! Frumos. Da. Ce mă, numai eu aplaud de aici. Fericirea ți-a. Bravo! Nu vă fii atentă când se termină dansul, că aplaudam. La revedere! M-a dus la târg și cumpărai un bucărare. Poate străbunica e chinez. Păi trebuie să vină și fata, nu? Nu cred, hai mă, că au ei fată. Da, deodată. Păi eu nu știu cum n-ați auzit voi. Eu știu cum n-am auzit. Păi eu am venit de acolo, eu am venit din partea aia. Da, dar tu ai ieșit afară și probabil după aia. Eu am venit de acolo. Da, dar mai durat după ce ai venit. Păi da. Da, zi, mi-a venit la utarul în casă. Ce? Ce? S-au dat cu cap. Cu putere, cu putere, cu putere. Pinge, pinge, pinge.
Așa, tată, ăsta. Salut, băie, ce faceți? Alecum, salam. Salam alecum. Ce faceți? Salam alecum. Salam alecum. Hai de trecut niște obstacole. Mai ai, hai de trecut niște obstacole. Trebuie să trece din asta. La bicep. La bicep? Da. Hai că nu-i zeam. Pune-o, pune-o jos. 10 bicep, 10 tricep. Nu face, frate. Adevărat? Hai că asta place. Așa, cu amândouă? Ia să vedem. Băi, pe nu face, mă, frate. Bine, bine, pe hai, doi. Concentrate, ușor, 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 pijama. Mai ai două pijama, pe care trebuie să le găsești, dați la vedere. Ascund-o. Să fii atent. Zona asta toată. Flori? De astea așa? De astea de iarbă. Da. De astea? Da. Păi, nu, în afară de alea. În afară de alea? În afară de alea. Aici nu-i nimica. Uite acolo. Așa. Una. Cam asta. Vezi când dai jos. Poți să te uiți pe sub astea. Când dai jos. Așa. Gata, gata, gata. Auzi, poți să te uiți și pe dedesubt. Pe... Lasă așa. Treacă de la noi. Hai. Treacă de la tine. Hai. Lasă așa. Mai una de punctat. Uite-te pe aici, nu știu, poate ții pe aici, cine știe. Camera asta? Auzi, cum te cheamă? Selatul. Selatul. Iată, poate și pe aici, nu știu cine știe. Primi. Uite, aaa, bun, vezi, nu m-am uitat. Hai, gata. Selatin sau Selatin? Selatin. 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 Bine ai venit, eu sunt Celestin. Celestin? Da, bravo, Celestin, frate. Celestin, 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 mă cheamă. Asta ne... Hai, iau pe aici. Ușor. Poza, frate, poza! Poza, 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 poza. Hai, emoții, poza ta. Asta e buletinul meu. Mă uit la ea. Invers, nu cu capul în jos, că aduce ghinion. Așa. Ai grijă la asta, că ăsta e cu bătaia. Primul e cu bătaia, ai grijă. Al doilea e tare îngură de atât. Al treilea dă, nu se joacă. Al patrulea pupă femeile, toate. Deci dacă te îndrepti către cineva e nasol. Cine mai e? Mai nimeni. Aici. Unde vrei, până acum. Gata? Da, frate. A trecut testul, băiatul. A făcut 10. Băiat inteligent, am văzut pe forță, pe tot. Da. E bun. Ia zi, de unde ești? Constanța. Ești machi? Oh, ia uite, Constanța, de-al tău. Ești din Constanța, da? Nu știi? Ți-am zis din prima că ești machidon, ai față de machidon. O să stai cu el în cameră, perfect. Ai față de machidon, sunt un mare turc. Ai bani mulți? Da. Ai bani mulți? A, știi turcă. Depinde, relativ. Turcă? O să stai cu Marinescu în cameră dacă o să stai cu el în cameră. Constanța, da, dacă îi cumperi o pereche de... E ok cu tine. Pe cine ai pus în top? Când ascund portofelul. Cum? Pe cine ai pus în top? Nu cred. A? Pe nimeni. Ce? Cine ai dansat? N-ai gafat-o. Cu ce? Cu cine ai dansat? Ce, mă? Ce înseamnă codruța acolo? A? Cu fata aceasta. Anume. Bravo! Eu, femeie! Alexandra! Vezi că, Alexandra! Bună, Alexandra mă Alexandra. Numesc, îmi pare bine de cunoștință. Vezi că Codruț, Codruț, înainte ce să vină Codruț? Numele tău, scuză-mă, că Alexandra, a fost drumul lui. Înainte să vină băiatul nou, Codruț spunea că el n-ar mai dansa cu nicio fată. Ce? Înainte să intre băiatul nou, Codruț spunea că n-ar mai dansa cu nicio fată nouă. Dar eu l-am anunțat înainte pe Codruț că o să dansez dacă intră un băiat să și mă invită la dans. Îmi pare rău, eu i-am zis, i-am spus să danseze și el dacă vrea. Cu băiatul! El a dansat cu Alexandra. Ai dansat cu Alexandra, a? Da. Aș face bine. Dar nu m-am gândit dinainte cu cine să dansez. Selatin, Saratin. Poftim? Nu. Bă, Selatin. Bă, fără băi! Mariana! Da! Mamă, știi cum aici îmi stă? Nu, focalizează-mă mai bine. Mariana! Ce vrei, mă? Poate pui ochii pe băiatul nostru și nu-i pui pe mine. Ce-ai zis, Paul? Da. Poate pui ochii pe băiatul nostru și da, te rog, vorbește, fă cunoștință cu ea că ăsta o să facă. Ne-am cunoscut, am dansat. Place? Poftim? Place? Măi, frate, eu n-am... A, ce odată că mi-a zis... Îți place, mă? Vocabular frumos. Ah, Mariano, taci. Sau... Dar n-am vorbit eu, mă. Lasă, frate, vorbești, mai, frate. Băi, Alexandra, stai așa puțin. Codruț, Codruț, nu? Pop. Pop. Da. Ok. Place? M-am uitat la fete când a pornit muzica. Oh, nu, dar nu ți-am cerut explicații. Ce? 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 Ce
e o fată urâtă. Nu pot să zic că e o fată urâtă. Bă, oricum să știi, mi-a plăcut că ești genul, îi plac bărbați așa mai înalți, mai cu barbă mai înaltă. Codruț, lasă! N-am în cap alte lucruri. Tată, ce și voi, mă? Bata, bă, ce am fost curios, mă, ce tot atâta. N-am nicio treabă dacă ești cu... Niciodată în viața mea că sunt băiat fiști. Fă plăcerea de partea mea, te rog, bă. Trebuie să lupți că ești într-o competiție, este la tine. Tu? Dar cânti? Cânti, că te-am auzit cântând ceva. Ne cânti și nouă ceva, pentru noi, pentru băieți, serios. Acum, fără că cum am luptat. La fete, la fete, nu, Alexandre, nu vă mai las de fată personal. Bagă-i o piesă, dă-i așa o piesă, cum o piesă. Cântă-i Alexandre, cântă-i Alexandre acolo. Lași-mă tu. Așa, una care îmi ție în cap. Hai că și Jadora cânta când a intrat aici. Nu că păi așa să mă gândesc. Hai! Ești cântăresc, mă? Lăsați-l, mă, să... Lăsați-l, mă, să fărlați, mă, pe băiat! Toate genurile de muzică sunt licențiat în cantoclasic. Dedicați-vă pentru Alexandre. Cântă manele, te rog eu frumos, manele. Nu, manele. Hai, mă, să vă cânt o melodie, nu vreau... Trecurește-mă, deja. Cu tine aș fuge! Bă, dar taceți, mă, mi-a... Lăsați-l că poate viitorul meu șogor. Lăsați-l, mă, pace! Pace! Bagă viață-mi. Hai că se împrietenește cu Codruț. Ia cu mine în cameră. Viitor coleg? Da, cu mine ești cu mine. Ai care nu fara, trădești pentru el? Nu, nu mă suia, nu, Paul, nu mă suia acolo că suntem toți egali. Bă, Paul, stai, mă, lasă-mă, băiatul, mă. Hai să-l ating că mor, stau, mă jur, hai. Cu tine aș fugi în lume, rachita-chita-na-na, 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 rachita-chita-na-na. Nu mai știu versurile, nu mai știu, nu mai știu, nu mai știu. Bagă ce știm, bine, bine. E, râs tu, râs, dar nu-i râsul tău, viața mea. Băi. Cine râde, mă? Hai, mă, să cânt o melodie, băi. Nu tu, nu tu, cu el. Să cânt o melodie acum. Da? Cânt o melodie frumoasă. Da, eu o melodie în care dansează un băiat cu o fată. Să nu cânt nici manele, să nu cânt nici folclor, să nu cânt nici muzică ușoară. Alex, a vrea să danseze cu Codruț. Aman, aman. Nu mai vreau să danseze cu latin. Hai de bro, dă-i. Deci. Te voi iubesc. Bine! Aici vii de acasă. Blană, blană. Ma tanto, tanto bene assai. Ma te chiedo, ti amo, la mia vita. Te normai. Dammo perna. Che scio nel sangue di in te bene assai.
Și a nouă. Gata formația. E așa, Codruș? Gata formația, s-a terminat nunta. O, bună. Codruș, ai zis ce ai acolo, dansezi cu fata nouă când intră? Păi asta ai zis. Ba nu. Ba da. Ba nu. Așa ai zis, dacă... Maria, ai cuvântul meu, nu s-a agitat, n-am nimic, nu... Ai cuvântul meu, cunoscut. Dacă am zis, n-are nicio treabă. Maria! Atunci am auzit eu prost. Nu, dar eu nu fac ambiții și nu fac, adică nu, ori dansat. Dar nu băgam în seamă. Ți se pare că eu am făcut ambiție sau asta ceva? Am zis, tu ești foarte deschis așa de felul tău. Mai Codruț, dar n-are nicio treabă. Da, mă, dar n-am nimic, mă jur, nu supăra, n-am nimic, ce aveți? Păi asta zic, nu... Bă, bun e că n-am nimic. Faptul că dansezi până la urmă este o formă de respect când intră cineva în casă nou și dansezi cu el. Da, adică da. Ar fi, gândește-te să te pui tu în locul lui. Și asta înseamnă, Maria, că nu-i neapărat. Maria! Tu ești fata care, din câte știu, eu zis la un băiat, nu. Și ce? Păi nu, ziceam așa. Băi, da, mă, da, da, era vorba de, nu era Maria, vorba de mine aici. Da, să nu interpretați greșit, Codruș chiar n-are nimic. Păi, dar era într-o relație cu Marinescu când a zis nu. Păi, da, chiar, da. Chiar dacă aș fi într-o relație cu el, tot nu aș avea nicio problemă, aveam atunci o stare eu proastă. N-am spus nu pentru că eram într-o relație. Da, mă, tu crezi că eu fac mare tantam pentru un dans, dacă am zis că nu mă interesează și nu mă deranjează, nu. Marinescu, vrei să te împrietenești cu el? Poftim? Vrei să te împrietenești? Auzi că are bani. Eu... Băi, eu nu vreau să... Marinescu, dacă el simte și eu simt să fac treaba asta, de ce nu? Să pot să Marinescu, am un feeling. Adică simt că îți va lua fața. Nu, îl văd pe... E. Acum zici tu așa vrăjeala ta ca să-l nu mai... Nu e vrăjeală, crede-mă. Că-l mai agiți pe ăsta un pic, dar asta nu e agitat. Nu e vrăjeală, crede-mă. Ok? Dar ți-o zis, că ți-o lua fața. Da, că mi-a gen fața ca și cum gen băiatul e pericol. Eu nu zic că eu nu-l cunosc, poate să fie un concurent foarte puternic, înțelegi? Dar fiecare au dorit acum curând care intră, acum. Zice că... Băi, fraților, aici e experiență frumoasă. Ia ascultați-mă, aici e experiență frumoasă, ne cunoaștem fiecare. Exact. Ce e să fie, să fie, se combină ăla cu ăla, ăla nu se combină. Celălalt rămâne pe liber, știi ce zic? Asta e frumoasă, experiența aia. Ăsta nu se certe cu ei? Nu, mai gata. Dă-i mă pe gură, gură. Dă-i mă pe gură, aia mă, nu fii ăsta, ia o gură, dă-i o ștoanfă. Bim bambu cu mine, bim bambu cu mine. Ce? Bim bambu, nu știi? Bim bambu? Bim bambu. Iată, foarte a, bum bum sau bim bambu? Nu, frate, bum bum, altceva. Nu, mă, stai liniștit. Adriana! Adriana, nu, nu, Alexandra! Nu, nu bum bum, nu bim bambu, nu. Bă, băiatul are... De ce vrei să vă mintă? Selatina are un aer așa proaspăt, a adus un pic așa de... De fresh. A dat un pic de fresh la casă. Lasă, pe bune. Că suntem patru, nu vrăjeală, nu nimic. Mersi, frate. Adică îmi place tu în asta ta, știi, de... Așa sunt mereu în patru, de cinci, avem la vot. De gangster, așa îmi place. Bine să fii gangster, așa, știi? Să bei, să... Să simți aroma la băutură. Parfumul. Să cânti parfumul. Bun, îmi place. Felicitări. Bravo. Vezi că iar vin la tine în cameră și spun, ia să fac mare tam-tam. Mie? Ție, știi că eu spun, vezi? Cu ce? Ziceam așa, bă, gata, ai nou coleg a meu de cameră. Ai ales doar o fată anume sau ai făcut și nu, un mă, top oarecare? N-am făcut top. A, n-ai făcut. N-am făcut top. Ai vreo piesă pe YouTube, ceva? Ai piesă pe YouTube? Am piesă pe YouTube, da. Și cover-uri și am o piesă. Pe... Aveți niște subiecte interesante, foarte interesante, Marinescu. Ce? Mă adormiți. Dar ce mă discut și eu cu omul, să văd de ce este capabil. A spus aici și avem trăsături comune, să zic așa. Lui îi place muzica, mie îmi place muzica. Eu dau bine pe rap, el aveți, dă bine pe... Aveți pasiuni comune. Pasiuni. Trăsături înseamnă că aveți trăsături fizice. Trăsături. El bă, e pe... Trăsături înseamnă altceva, Marinescule. Inteligentul da. Meu. A vrut să zică băiatul lucruri în comun. Lucruri în comun. Suntem la TV. Am greșit și eu. Dar unde e Codruț, mă? Ce? Bă, da, suntem la TV, că și el zice când greșește cineva. Totul să vorbim corect, că suntem la TV. Păi, așa zic și eu acum, scuză-mă, Marinescu. Da, avem pasiuni comune. Trăsăturile pot fi fizice. Nu mi-a venit în cap. Pasiunile pot fi comune și lucrurile. El, eu pe rap, el pe operă. Bam, 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 pasiuni, da. Hobby-uri, cum vrei tu să le spune, bine? Bit, hobby. Pe bit. Plăceri, ce vrei tu. Așa, bravo. Alexandru, fă tu ceva mai... Eu? Da, fă tu ceva mai... De ce ar trebui? Mai înflăcărat. A? Mama, m-am auzit. Implică-te tu, ia. De ce n-ai despre ce să hai. Ha. Nu să-ți aranjezi părul, că nici asta nu e interesant.
Dacă zicea băiatul că îi place de tine, după aia era un subiect interesant, dar așa să-l cunoaștem pe el, nu, e un subiect total plictisitor, nu? Ce? Deja eu l-am luat în rea? Să strânească, să pornească o râcă aici între el și Codruț și așa. Dar ce râcă să pornească, frate? Bă, Alex, nu, bă, asta ce ai, dacă el zicea, venea și zicea, bă, îmi place de Alexandra și după aia Codruț se enerva și făcea ca toți dracii pe aici. Ție-ți plăcea, dar așa să-l cunoaște Alex, cu ce se ocupă, Alex, e un subiect important, e un subiect foarte plictisit. Alex, dă-ți un pic cu reveneală, înțelegi? Eu nu dau cu reveneală. Și fii mai atent n-am la cum. Ce discut eu, ok? Că n-ai nicio treabă. Bă, da. N-ai nicio sunt treabă, spun atent, eu că n-ai nicio treabă. Atent. Vezi că încurci păi persoanele, nu, deci vezi că încurci persoanele și vorbești despre niște persoane care n-ar trebui, despre care n-ar trebui să vorbești, ok? Persoane despre care n-ar da. Trebui să vorbești despre da, tine și Codruț. Da, și stai liniștit acolo. Despre tine și Codruț? Nu, despre mine. Nu despre așa, Codruț. Și de ce n-ar trebui să ar trebui să taci. Nu înțeleg. Ar trebui să taci. Pentru ce? Pentru că tu ești persoana care a căutat lucrurile astea. Care a căutat lucrurile astea? Da. Nu uita ce ai făcut când ai intrat. Tu ai impresia că toată lumea face cum ai făcut tu, nu? Bă, dar nu contează ce făceam. Nu, că nu contează. Cum adică nu contează, Alex? Mă, contează. Tu ai impresia că toată lumea trebuie să facă ca tine, mă. Dar înainte când vorbea Codruț și voi credeți că el se ceartă cu băiatul ăsta, erați foarte interesante. Nu, Alex, hai să spun eu un lucru. Ai venit aici în casă. Ai spus că te vei îndrepta sincer spre Adriana. S-a văzut destul de clar și ai mai arătat încă o dată că ai făcut o mare vrăjeală doar pentru a face materiale, pentru că tu erai conștient de faptul că Adriana te va refuza. Pentru că nu are încredere în tine, da? Deci Adriana nu avea cum să facă o relație cu tine, având în vedere trecutul tău în această casă. Tu erai conștient și ai vrut, într-un fel sau altul, să scoți în evidență faptul că fetele de aici, din casă, nu te vor. Și ce ai zis? Hai să dau un pic în fata asta, hai să mai ies un pic în evidență și cam atât. În evidență. Asta este vorba, înțelegi? Pentru că dacă tu ai făcut niște greșeli în trecut, asta nu înseamnă, asta nu te caracterizează pe tine ca om. Eu? Asta nu înseamnă că nu poți să te schimbi. Înțelegi? În moment, asta ce înseamnă? Că nicio fată Blana, nu ar trebui să se mai uite și să mai pe mine, serios? Alex, că noi toți concurenții, ce? Într-adevăr, toți concurenții din casa asta am făcut foarte multe lucruri. Ascultă-mă o secundă. Înțelegi? Și nu le-au fost iertate acele lucruri. Alex, ce acum vorbim? Două gale în urmă, tu... Când erai în față, ai fost votat și erai în față, ai zis că te vei îndrepta sincer către Adriana și că vei face pași reali și că nu vei renunța la ea. Așa. Eu am spus că nu cred un cuvânt din ceea ce spui tu. Dar iar astăzi mi-ai dovedit că am avut dreptate în acel moment. Venind păi ce spune Adriana. Sau nu dreptate, Alexandra. E vorba de faptele Adrianei și de vorbele pe care Adriana nu a făcut absolut nimic. Tu erai atât de supărat pe mine și lucrurile așa. De ce m-ai mai sunat acasă? De ce m-ai căutat? Păi te-am căutat că de ce? Tu m-ai întrebat unde dacă supărarea ta este doar aici în casă? Am preferat să urez chestia asta și în privat. Nu să vin direct. Păi nu ai vorbit cu mine, mă, omule, eu te-am întrebat acasă, Alexandru, mai ești supărat pe mine și tu ai zis că nu. Eu nu sunt supărat. Am păi spus de ce că eu mi se reproșezi mie lucruri ca să-mi dai mie în cap acum, dacă nu ești supărat, care este ideea? Și când încerc să vin să mai vorbesc cu tine, Maria, tu când stăteai pe canapea cu Marinescu, păi era nu, o discuție. Uite că mă repet, că mă înțelege. Vin și încep. Să vin să vorbesc cu tine și tu zici, da, ți-a dat voie camera. Adică tu, după ce că e picos în geală, să vorbesc cu tine și totul mă e la mișto. Despre asta e vorba. Mamă, mă nebunește de cap. Păi nu te nebunesc, păi dacă nu înțelegeți, vă repet de o păi tu nu înțelegi, nu știi să faci diferența dintre o glumă și serios, e vina mea. Da, este o glumă, Adriana, într-adevăr. Probabil glumă era și când îmi ziceai tu că eu vreau să... Alex, să știi că ai credibilitate acolo. Despre asta e vorba. Când noi facem unele chestii, voi le luați personal. Dar voi când faceți unele chestii, noi nu ar trebui să le luăm personal, ar trebui să le luăm în glumă, nu? Alex, în momentul Alex, în care nu, tu păi, ai zis că vrei să te îndrepți spre o singură fată în casă și că vei face pași spre acea fată, le făceai indiferent de ceea ce spune fata respectivă despre tine. Dovedeai că nu este ceea ce ea gândește n-are, despre n-are tine. N-are nicio legătură. În momentul când și fete respective, chiar dacă nu se simte în momentul respectiv că îi place de tine sau se simte atrasă, nu te face de râs. Nu te-a nu făcut te denigrează făcut de față de nu te denigrează de cu alte fete, nu râde cu alte fete de tine. Despre asta e vorba. Dacă fata e dezinteresată, pur și simplu e dezinteresată din toate punctele de vedere. Nu te faci și nu râde cu alte persoane pe la spatele tău. Despre asta e vorba. Ea nu era interesată, bun.
nu vorbea nici cu mine, nici cu altcineva și mă lăsa pe mine în continuare să-i demonstrez că merit să fiu sau merităm să fim împreună. Despre asta e vorba, nu râdea cu alte fete pe la spate. Bine, da, Alexandra... Înainte să spună unele chestii în public, Alex, le spunea, mi le spunea mie privat, despre asta e vorba. Alexandru. M-ați rupt. Tu de ce ai spus atât de repede că nu vrei nimic cu el? Dacă tu ai spus că vrei să înțelegi dacă el într-adevăr se îndreaptă spre tine, nu? Și că nu face vrăjeală. Vrăjeală. Nu mai înțelegi ce am zis. Ce voi? Voi să-l țin după mine ca Nu. De asta și zic. Păi Alexandra încearcă să explice lui acum că dacă îi plăcea lui de tine, trebuia în continuare, chiar dacă tu ai spus nu, să te cucerească. Să vedească, da, pentru că asta s-a întâmplat și la mine. Asta s-a întâmplat și la mine. Am înțeles. Dar dacă nu este atras, să mie că mă înșel. El vine și îmi dă mie în cap. Asta se înțelege că el asta de fapt a vrut să facă. Adică eu îl înțeleg și pe el. După o săptămână, două sau cât ai stat voi, ați vorbit și ce am mai fost, tu îi dădeai curs la când venea și te pupa, când te lua în brațe, la îngală. Vezi că eu de fiecare dată când Alexandru venea la mine îmi spunea același lucru. De ce ești atât de rece? De ce mă respingi? De ce? Și toate lucrurile. Bun, nu. Alexandru de fiecare dată când venea la asta. Mine să stea la distanță. Da, bine, că el venea și insista și... Eu bine, până la urmă citam și lăsam să mă pupe pe nas, pe boală. Păi asta zic. Asta e partea a doua. Păi asta zic, păi de ce a acceptat. Păi că să de lui, să nu mă mai bată la cap, că venea și să călărea pe ei, mine. Ei, îți dai seama că dacă accepte Mariana la astea două ori... Întreabă pe Mariana cum a făcut la ea despre asta. Asta, ți-ai găsit scuza, Adriana. Adevărul e că eu te sufocam foarte tare când venea la fete. Nu te lăsam deloc în pace. Adriana, după ce că venea în 50 minute și stăteam la voi în casă, te luam de vreo două ori în brațe, asta înseamnă sufocare. Despre asta despre ai făcut, ce nu? Vorbim? Asta ai făcut, nu? Doar după aia, dacă nu făceam nimic, venea Alexandra din spate și zicea: dar tu nu demonstrezi nimic pentru sora, pentru Adriana. Tu nu faci nimic pentru ea. Tu spui că vrei să te îndrezi prea doar pentru emisiune. Știi care e problema, Alex? Dar nu mă interesează Alex, pe mine. Asta e Alexandra, problema, pentru că fiecare se lasă pe Alexandra. Dacă nu te vrea, o să-ți găsească scuze mereu. O femeie dacă are dreptate aici. O femeie, dacă nu te vreau să-ți găsească scuze în orice faci. Dacă nu vrea cineva, pe mine nu mă deranjează. Așa mi-au găsit mie toate. Radu, tu ce vrei acum, că nu înțeleg? Ce? Adriana, stai două. Tu ce vrei acum, vrei să ne certăm? Nu! Dar i-am spus, o femeie, dacă nu te vrea, da, îți găsește nod în papură din orice. Asta spun. Nu m-am luat de tine, Doamne ferești, nu ți-am zis nimic de rău de tine. Nu-l vrei, e fix problema ta. Stai puțin, Radu, stai puțin. Vreau să lămuresc o chestie. Pe mine nu mă deranjează faptul că Adriana m-a refuzat. Pe mine mă deranjează faptul că una spune în privat, alta spune la televizor. Așa am spus, Alexandru, spune, te rog eu frumos, toate fetele astea au altă legătură. Deci fii atent, te rog eu frumos să te duci în spate, să aduci telefonul, să vezi cât am, să-mi arăți și mie ce spuneam eu ție în privat. În privat, că eu nu țin minte să Adriana, ceva. În privat nu înseamnă privat. Neapărat ce vorbeam noi. În loc să vă bucurați că suntem un show de dragoste, să ne iubim. În casa voastră. Hai pur și ce-am vorbit, încă nu înțeleg ce-am vorbit. Ce ți-am spus? Nici acum. Eu vorbesc de o oră aici, tu n-ai înțeles nici acum? Ce? Eu vorbesc de o oră aici și tu păi ce ți-am spus, mă, omule, că spui că ți-am dat eu ție speranțe sau ce? Păi asta insinuează că prin mesajele ai dat speranțe și în emisiune nu-l bagi în seamă. Nu pot să mă apropii de tine și în momentul în care, ascultă-mă puțin, în momentul în care tu ai venit în prima zi și te-ai apropiat de mine și mi-ai spus că vrei să mă cunoști, eu ți-am pus întrebarea. Da, te-ai întrebat dacă și eu vreau să te cunosc pe tine, atunci puteai tu să-ți dai seama. Adriano, ai înțeles? Bun. Dar eu cred că te-ai apropiat videoclipurile de pe TikTok. Continuăm să vorbesc cu tine și când veneam în casa fetelor, tu ziceai că tu nu știi, eu așa sunt mai rece. Eu te-am întrebat, păi da, frate, asta este nevărut, te-am spus vorbesc, eu ca și persoană. Eu te-am întrebat, ești mai... Băi, Adriana, lasă-mă să zic și eu. Am, Adriana, ne combinăm noi. Ești mai rece, te-am înțeles. Din cauza faptului că probabil ai pățit ceva în trecut și ai rămas dezamăgită, te înțeleg. Tu ai zis că uite, vezi? Și tu mi-ai zis după aia, momentul respectiv, că tu dacă te decizi și nu o să mai fii așa rece, o să fii cea mai călduroasă fată. În fine, ce mi-ai zis tu acolo? Deci ai dat speranță. Da, asta este normal, să nu prinzi încrederea așa repede. Ai lăsat un pic ușa deschisă. Și eu ți-am zis că o să-ți demonstrez că merită să fim împreună, să încercăm ceva. Și tu n-ai mai zis nimic. Păi da, după aia vin gală și zici că tu nu te simți atrasă de mine. Păi dacă nu ești ceea ce-mi doresc. Chestia asta, în privat. Fetelor, dacă nu vă place de noi, spuneți-ne în față. E ok, nu e vorba păi de asta. Una să zici, mă nu mai spune o chestie pe da, în privat. La toate, Amira. Amira a vorbit lucrurile alea până a scoate ochii pentru lucrurile pe care el le-a făcut. Și pentru Flore, cale lungă, Adriana, îmi cer scuze. Cum?
Alex! Da. Te la spune lucrurile alea până a venit și a scoate ochii pentru niște lucruri pe care le-ai făcut sau pentru niște cadouri unei fete, să știi că e cale lungă, e josnic din partea Alexandra, unui bărbat, dar nu i-a spus, să vine stai, să scoată ochii unei fete că i-a oferit un buchet de flori. Nu e josnic nimic. E vorba că eu am spus că fac anumite gesturi și voi ziceți că, vai, doamnă, dar ne-am săturat de atâtea flori. Ai venit să scoți ochii unei femei că i-ai dat flori. Despre ce vorbim, fratele meu? Pentru ce mai faceți? Bună ziua, băieți! Pentru ce, ce faceți, mai? Bine! Sunteți bine? Da, să rămână. Bine ai venit, Țelatin, în casa Puterea Dragostei. Mulțumesc, domnișoară Cristina. Să mai aduceți băieți din ăștia. Care sunt primele tale impresii? Ia spune-ne și nouă. E ok, deci mă simt foarte bine aici. Te simți bine? Da. A cântat, a dansat. Lipsește unul dintre concurenți. Nu cântat. Din nefericire. Știți și voi deja ce se petrece. Cei de acasă nu știu, dar am să le spun eu. Cristian Comănici este cel care lipsește. Nu i-am spus. Pentru că, din păcate, nu a ținut cont de regulile care se impun și s-a infestat cu virusul COVID-19. Este bine, în curând va reveni printre noi. Bine că totul s-a terminat cu bine și este în regulă, va veni și el. Curând, în zilele următoare, până atunci. Codruț! Să rămână! Forță! Ești, nu? Power! Da. Power! Ce faci dacă vine o fată nouă? Stau. Dacă te invită la dans? Nu dansez. Nu? Ești nepoliticos? Da. Nerespectuos. Măi, ia uzi, măi, Alexandra. Prefer să ai un iubit nepoliticos? Domnișoara Cristina. Dar eu îi zic să dansezi, eu n-am nicio problemă. Când s-a împărțit politețea, nu eram acasă. Să danseze. Nu? Am observat uneori. Mulțumesc, ce să fac, asta zi eu, măi. Na. Dar cu Selatin, colegul tău cel nou, ești politicos? Da, îl apreciez. Ce apreciez la el? Curajul. Curajul, vocea... Pantofii. Este ceva ce nu apreciez la el? Nu, e pachetul complet, domnișoară, este ce trebuie. All inclusive. Pentru cine este ce trebuie? Pentru Alexandra. Pentru competiție, pentru puterea dragostei. Da. Da. Alexandra, ție cum ți se pare să la tine? Frumos. Băiat ok. Ok. Este un băiat ok. Am discutat un pic în timpul dansului cu el. Poți să discuți mai mult? Poți să discut mai mult, bineînțeles. Mulțumesc că mă ajuți. Auzi, dar eu am o întrebare. Dacă am dat timpul înapoi, până la intrarea lui Codruț în casă, și ar fi venit să la tine? Asta e capcană. O să răspundă, bineînțeles, în favoarea... În favoarea a ceea ce trebuie să răspundă, nu în Ia, lasă-o pe ea, că sigur se descurcă. Exista posibilitatea ca tu și el să vă apropiați? Nu. Nu? Nu este genul tău? Nu ba da, dar nu mi-a plăcut răspunsul pe care l-am dat în momentul în care l-am întrebat de copii. Pare rău. Nu exista nicio de posibilitate. De copil, că i-am spus că nu prea... Că ce? Nu, da, că nu-mi plac. Am auzit-o pe Alexandra spunând Alexandra, că dacă nu-ți plac copii, este cu adevărat nu, o problemă. Îmi plac copii, dar nu mă simt încă pregătit să am un copil. Hey, în momentul respectiv. Nu, n-a zis asta. Când am întrebat, a zis că nu-i plac copiii și automat după l-am înțepat. Nu prea îmi plac acum. Nu prea îmi plac acum. Trebuie să-ți placă întotdeauna, că și tu ai fost la rândul tău un copil. Da. Dacă dădea un răspuns... afirmativ atunci, poate că era altceva. Poate că era altceva. Ia uzi, Codruț! Aud. Ai văzut? Da. Nimic ieșit din comun. Despre ce vorbim? Total normal, corect. Adică, ia stai puțin, dezvoltă puțin ceea ce încerc să Cristina, ne transmiți. Da, răspunsurile ce rădă Alexandra sunt strinște, răspunsuri normale. Dacă nu spune așa, poate era ceva. Adică, de ce să zică, de ce să mintă acolo? Mai foarte sinceră și deschisă Alexandra. Dar ce, nu e un bărbat urât, poate să fie genul ei, poate e și genul... Nu mă gândesc ei. La lucrul ăsta. Domnișoara Cristina, da. Dacă un copil este făcut din dragoste, automat îl iubești. Este copilul tău. Este adevărat sau nu? Dacă nu faci un copil din... N-ai cum altfel. Bun, fii atent. Alexandra are un copil, bănuiesc că tu știi deja. Nu știam lucrul ăsta. Are o fetiță superbă.
Dacă pe viitor te vei hotărâ să lupți pentru inima Alexandrei, Cristina, dacă, ce ai fi capabil să bine să accepti situația? Bine păstăgeți la Codruț, bine păstăgeți. Da, hai mă, Codruț, tu mereu personal. Am spatele ăsta destul de mare, prind multe săgeți. Puteți să dați. Ai rezistat de-a lungul timpului, rezistă, arată puterea dragostei. Eu am încredere în tine, de aceea pun aceste întrebări. Pentru mine, nu? Normal, ca să văd. Mulțumesc, domnișoara Cristina. Chiar îmi place că țineți cu mine. Știu că... Lasă băiatul să răspundă. Domnișoara Cristina, este prima zi în care am venit. Nu pot să dau un răspuns, în niciun caz. Cred că nu săptămâna asta nu pot să dau un răspuns sau să... Săptămâna asta socializez, vorbesc, mă cunosc mai bine și pe urmă o să vedem ce va fi. Bom. Păi da, dar vezi tu, dacă o studiai mai mult pe Alexandra, probabil că ai fi dat alt răspuns atunci când ea te-a întrebat dacă îți plac copiii. Că ea m-a întrebat de-a lungul timpului. Alexandra e curioasă, adică dacă... Am fost întrebat de multe ori dacă îmi plac copiii. Și răspunsul a fost mereu același? Sincer, zi, hai că e... A fost sincer, în momentul ăsta, în momentul ăsta a fost sincer răspunsul meu. Nu știu. Peste o săptămână poate răspunsul meu se va modifica, nu știu. Da, domnișoara Cristina. Dar eu te văd agitat totuși și nu pe înțeleg mine? De ce. Că până la urmă tu... Domnișoara Cristina, eu sunt foarte găspis la minte. Într-adevăr, am dormit vreo 3-4 ore. Nu mi-am revenit încă, dar o să-mi revin. N-am nicio problemă. Nu. Nu. Alexandra? Da. Tu-l iubești pe Codruț? Da. Eu din câte... Hai, acum două pe față și... Alexandra. Poți să plec afară? I-am zis eu acum. Hai, mă, până 3 zile. Nu, i-am zis Alexandra. Da. Răspunde la întrebare. Eu din câte văd, Codruț te iubește pe tine. E, ți se pare ție. Nu, nu pare pare. Lasă că suntem la casa puterea dragostei. Da, da, da. Păi da, așa este. Dragostea puterea. Iar răspunde. Zi-mi sincer mie că sunt noul venit. Fii sinceră cu mine. Dacă ești sinceră cu mine, ești automat, ești automat sinceră și cu inima lui Codruț. Te rog frumos. Ia. Cred că nu te-ai dat mult la emisiune. Nu s-a auzit niciodată că nu răspund. Chiar dacă el deja întreba, mă. Bă, pe el deja... Nu vrei să răspunzi? Nu. Ia, o să zic niciodată. Ia zi, Răducule, zi tu. Domnișoara Cristina, Alexandra, cât este în emisiunea asta, nu zic niciodată te iubesc, Codruț, dar simte asta. Vă spun. Dar de unde știi tu? Ești în inima mea să știi că dacă simt sau nu? Dar poate să cânte, Alexandra. Dar nu trebuie să fiu în inima ta ca să-mi dau seama, Alexandra. Cuvântul te iubești și se... Nu trebuie să fiu în inima ta ca să-mi dau seama. Ca să-ți dai seama să... că ce? Că-l iubești. Alexandra, zis că prin fapte, prin gesturi, prin tachinări. Hai, bă, nu vă mai duceți în extreme fapte, și nu vă mai imaginați atâtea prostii. De realitatea, despre ce vorbim. Așa e. Ce face, ce simțim, spunem ce simțim. Nu mai de ce exagerați. Prin gesturi frumoase, cum ar fi că ei trimis mâncare la hotel, frumos, ai gătit tu personal. A fost un gest superb. Și trebuia să spun. Trebuia să spun că ai dat mâncare. Da, ce-a făcut? Ce-a făcut? Zi-mi și mie, zi-mi și mie, te rog. Ia. Ne-am făcut, doamna Cristina, nu-mi credeți pe radio. Radu apelează, mă, taci că ai visat urât azi noapte. Nu mai vorbi prost. Domnișoara Cristina, i-a gătit? Taci! Stați puțin! Dacă Radu aberează, spune-ne tu care este adevărul. Nu știu nimic, doamne. Uitați că se rușinează. Dar rușinea că a făcut un gest frumos și apreciez gestul ăsta. Ia fiți atenți! Stați să-i anunțăm și pe cei de acasă. Deci, cât timp ei au stat separat în carantină, Alexandra i-a gătit lui Codruț. A și plătit taxiul cu aia. Varză călită. A plătit taxiul și ciorbă, domnișoara Cristina, și desert. Eu? Deserturi. Eu dau tot acum ce să mai a făcut un gest frumos și merită lăudată. Auzi, Romeo, știu că și tu ai poftit la varza călită gătită de Alexandra. Da, foarte, foarte bună, domnișoara Cristina, extraordinară. Orice mâncare, domnule. Mai bună decât pastele pregătite de Maria? Este undeva, nu știu, nu pot să mă decid, au fost bune și pastele, foarte bune. Romeo încearcă orice mâncare. E undeva acolo, la mijloc. Dacă știam că gătește Alexandra, nu găteam. Domnișoara Cristina, dar nu, că a gătit Alexandra când a fost acasă, acum gătește bine. O săptămână. Dar să știi, Romeo, că spre deosebire de Alexandra, Maria a avut o rețetă secretă. Le-a cumpărat de la intrare. Atât de secretă, încât a fost trimisă prin mesaj telefonic de fosta ei soacră. Mama lui Marinescu. Frumos, doamna Daniela i-a trimis Mariei rețeta. Maria s-a conformat, a gătit, i-a adus lui Marinescu. Adică cum e Marinescu? Mama soacră a ajutat-o să-i cucerească fiul. Cam așa. Fosta sau actuala? Știi tu ceva și nu știu eu? Eu, domnșoară, nu știu.
Știu că au început să vorbească din nou, să înțeleg din ce am văzut eu și am auzit, să înțeleg, ok, s-a văzut și în casă acum ca o relație. Nu știu dacă s-au împăcat și pe bune, dar văd că încep să se tatoneze din nou, în sensul că... Sunt în cunoaștere. Cu tine am văzut că a început să se înțeleagă din nou, Maria. Nu neapărat că... Dar n-am avut niciodată un război cu Maria, ca să zic așa. Faptul că am avut unele mici contraziceri, ca să zic așa, și păreri diferite, nu înseamnă că am fost în război cu ea. Eu tot timpul, indiferent de cine va fi în casă, atunci când consider eu că greșește, nu înseamnă că este o greșeală capitală sau așa, părerea mea mi-o voi spune, indiferent cine va fi. Ia zi, Marinescu, ce ești așa sfios? Ce s-a întâmplat cu tine? Ești îndrăgostit? Nu, domnișoara Cristina, nu pot să vorbesc. De ce? Știți cum e, în momentul în care vorbești de niște persoane importante, în viața ta, să spun așa, te închizi, spui, nu știu, o barieră și efectiv în momentul acela nu știi ce să spui. În același timp ai vrea să spui și foarte multe lucruri, dar nu știi ce. Asta, nu. Iar a vrea fost o surpriză. Spune... Pentru mine a fost, domnișoara Cristina, o surpriză plăcută. Nu m-aș fi așteptat să iasă atât de bine acele spaghete, să zic pentru așa. Prima dată. Și pentru treaba asta, domnișoara Cristina, vreau să o felicit. Chiar. Dar cine sunt acele persoane importante? Mama ta și? Păi aici, în contextul acesta, vorbeam de Maria, domnișoara Cristina. Că mama mea e acasă, eu sunt aici. Vorbeam de Maria. Păi eu vreau să spui așa, Maria și mama mea. Da. Nu... Niște persoane importante. Da. Voiam să aud. Doșa, Cristina, și eu am testat acele paste, pentru că chiar dacă mă cer cu Marinescu, încă țin așa la el și nu eram sigur de intențiile Mariei. Era să nu fie otrăvită. Și de-aia, să ai mă că mă sacrific da, pentru tine. Da, mâncai și eu. Mă sacrific pentru tine și le gust eu. Am mâncat și eu. Ce schimbări au făcut aceste zile în care a stat în carantină? V-au făcut să reflectați asupra relațiilor voastre. Apropo, Marinescu, spuneai mai devreme despre Maria că este și ea familia ta? Cu alte cuvinte, da, asta am înțeles. Mai tași, mai Romeo! Mai Romeo! Doamna Cristina, pe mine mă cheamă Marinescu, pe ea o cheamă... Mai taci odată, Romeo! Lungul, domnișoara Cristina, momentan nu este familia mea. Nu știu ce o să fie pe viitor. Dar există posibilitatea? La momentul actual, domnișoara Cristina, de ce nu? Încercăm oarecum, nu știu, să ne apropiem unul față de celălalt și dacă vom face acest lucru, nu știu, ajungem la o relație, încercăm să, nu știu, să ne îndreptăm atât eu cât și Maria greșelile pe care le-am făcut și să... discutăm, nu știu, lucruri pe care le-am greșit să nu se mai repete. Pentru că asta consider că comunicarea este cea mai importantă într-o eventuală relație între noi doi. Și după acea discuție, să ne așteptăm la o împăcare? Ar exista posibilitatea aceasta? Nu te grăbesc, doar te întreb. Nu vreau să vorbesc la momentul actual. Acum o să împrumut și eu cuvintele colegului nou. Testăm terenul. Și eu și ea să vedem dacă este pavat, nu știu, cu asfalt, cu grop și cu tot felul de... Ia auzi, încep să-i împrumuți cuvintele colegului? Nu mai este Marinescu cel suprem. Păi v-am spus că nu-mi găsesc cuvintele, domnișoara Cristina și... Știi ce-mi vine mie în minte acum? Ce spunea Alexandra? Ia zi. Soția față. Că o să ia față. Ia auzi. Păi de ce crezi? Mama, Alexandra, de toți ăștia noi zici la fel. Adevărat, dar mă și eu. De toți ăștia noi zici la fel, Alexandra. Dacă va merge pe drumul pe care a venit, îi va lua fața lui Marinescu. Pe ce drum? Mamă, de toți o zici la fel. Mai danseze cu Alexandra. A dat-o indirect. N-are nicio legătură. Vorbeam cu Adriana în spate, care vorbele la el, că știe ce vorbește, știe ce spune. Da. Dar tu cum, când ai reușit să-i vezi drumul? Îți dai seama de un, cum am dat seama de tine când ai intrat în casă. Aia. Codruț, ai auzit-o pe Alexandra ce spunea? Da, dar ce e, ceva nou? Măi, dar nimic nu te mai șochează. Dar ce să mă mai șocheze? Nu există cel. Pe mine în casa asta nu mai șochează absolut nimic. Dar îi dai dreptate sau nu? Are să le ating cuvintele la el sau exagerează ea? Exagerează, are dreptate. Codruț îi dă dreptate mereu. Supărat rău astăzi. Ești. Nevoie este mare. Și foarte enervant în momentul de față, că este ironic. Și nu-mi plac ironiile lui. A, îmi place mie. Ce faci tu? Dar ce fac eu? Nimic, vorbești.
Numai mie nu mi-a zis că iau fața lumea. Dar lasă-mă și tu să încurajeze băiatul. E prima lui zi în casă. Care este problema? Nu știu cum să zic, dar eu cred că să ia fața lui Costin. Ești supărat că ai vărsat apă pe tine la baie? Asta crezi tu. Ești supărat că ai vărsat apă pe tine la baie? Mama, Alina, mă toarnă tot. Domnișoara Cristina, vorbeam și îmi făcea așa mâna și am scăpat. Păi asta zic. Am niște semne de la de turetoare. Tu îți dai seama, dacă nu ești sincer, dacă nu recunoști prin câte ai trecut tu de-a lungul timpului, acum să vină băiatul acesta și la fiecare întrebare pe care eu ți-o pun sau Alexandra, mă rog, ți-o adresează, să răspunzi ironic. Să știi că te pui într-o lumină nefavorabilă. Să recunosc ce? Să recunosc. Faptul că ești supărată, stremură păi mâna, torne apa pe tine. Păi mai trebuie să recunosc ceva, nu se vede, că se vede din cealaltă țară, din România. Se vede. Păi care-s motivele? Da. Ești nesigur pe tine? Ce ți se întâmplă? Da, da. Doamne, n-am nimic dacă am zis că nu. Ce să zic? Pot eu să zic ceva? Ce să zic? Să știi că nu e o rușine să recunoști că ești gelos. Să asta e adevărat. Păi. Da, gata. Ia fi atent. Ca să pun și mai mult sare pe rană. Mulțumesc! Este să la tine băiatul care ți-a stârnit cel mai tare... Domnișoara Cristina, dar de ce... Invidia! Gelozia dintre toți băieții care au intrat în casă? Nu. Eu nu mă bag peste Codruț. N-am nicio treabă cu băiatul. Pe Alexandra am scos-o la dans, ca așa am simțit în momentul respectiv. Văd în fața ochilor un cuplu foarte frumos și n-are rost să fiu eu mărul discordiei aici. Nu, dar îmi amintesc eu că în trecut Alexandru se erija în amant și Codruț la fel, era supărățel. Acum ești mai supărat, mai deranjat de situație sau te-a deranjat mai mult atunci, acum, Alexandru? Acum când Codruț e foarte fericit, domnișoara Cristina, nu pot să vă dau un răspuns concret la această întrebare, deoarece nu sunt deranjat și nu am fost deranjat. Nu știu ce să vă răspund, domnișoara Cristina, ce să zic, că nu știu. Deci, practic, doar atunci când Alexandru spunea că era mai și mai pe față mă deranjează oricine o atinge pe Alexandra, nu se acord nici un băiat. Eu nu pot să mă bag niciodată peste Codruț. A zis Codruț, vedeți cum arăt eu și cum, ca și cum. Domnișoara Cristina. Ce să mai zic eu? Da, Codruț. Să zic pe față, nu se acord nici măcar când Alexandra stă lângă al băiat. Nu vreau să fiu așa, dar asta e adevărul. Ce să zic? Da, mă deranjează orice. Na, eu îți devin. Păi și atunci curaj, declară în fața lui trebuia că te deranjează, că ești gelos. Doamne, să mai declar, că dacă declar face în contră, că-i hoață. Ce hoață? Să declar? Face în contră. Auzi, Alexandra, dar cu Alexandru. Ce aveai de împărțit înainte să intre? Păi dacă a făcut mare vrăjeală, este vina mea? A jucat foarte bine. Hai să nu uităm. Alexandru, alo! Alexandru, doamna, puțin. Doamna, ba da. Să nu uităm că ne-a spus că nu-i vrăjeală și chiar e simpatic. Adică da. Cu Adriana era vorba. Da. Era vorba de Alexandru Adriana, cu Adriana. Da, da, scuze. Bună dimineața, iubire, te-ai trezit? Nu. Da, doamna Cristina, momentul în care eram într-o gală, dacă nu mă înșel, m-ați întrebat dumneavoastră, mi-ați adresat, că a spus că, da, mi-a spus în felul următor, tu crezi în intențiile lui Alex pentru Adriana și am spus că nu cred, pentru, având în vedere trecutul lui aici în casă. Nu cred și nu am cum să îl susțin, dar dacă voi vedea că va fi ceva sincer între ei doi și din partea lui, automat îi voi susține. Și acum astăzi mi-a dovedit că n-are nicio treabă și n-a avut nicio treabă cu... Păi cum pot să fiu și să am în continuare intenții sincere față de Adriana când ea face ce face? Ce adică face? Despre ce vorbim? Voi ați fost atentă la discuțiile pe care le-am avut înainte? Ție ți se pare în regulă, Alexandra, să procedeze o persoană față de cealaltă în felul cum a procedat Adriana? Hai să spun un lucru, Alex. Spune și mie, dacă la tine, dacă ție zicea Codruț, dacă ție îți făcea Codruț, îți făcea ce mi-a făcut să zic mie, Adriana, eu nu mă victimizez, nu mă interesează Adriana... că Adriana nu este atrasă față de mine sau este și problema, pe mine mă interesează gesturile pe care le-a făcut și vorbele pe care le-a spus. Cred că asta te deranja pe tine cel mai mult. Uite, față de tine, nu vreau să mă inclup pe tine. Am vorbit de lucrurile astea, acasă nu mai spuneai nimic. Și după aia tot tu zici că eu te-am căutat pentru materiale, că eu nu am vrut nimic serios față de tine. Păi dacă eu voiam serios față de tine ceva, trebuia să fii indiferent să nu zic, Adriana, te plac, dar nu să mă duci în privat. Și stau aici să mă cer cu altcineva fără să te bag pe tine. Lasă, Alexandru, că... Era mult mai interesat față de tine? E timp. E timp pentru tot și toate. Eu sper să vă împăcați până la urmă și să ajungeți într-un punct comun. Până atunci mi-a atras atenția o discuție pe care Alexandra o purta astăzi, sau mai degrabă o ipoteză emisă de ea.
Cum adică Romeo și Marinescu au observat că e mai bine să o joci așa competițional, la modul că prietenul te-a trădat? Cum explicai tu azi? Ce spune? Păi asta a făcut, adică Marinescu a dat ca și cum Romeo l-ar fi trădat pe el, a dat aici în emisiune. Acasă sunt prieteni, râd împreună, glumesc, fac... Na, au diferite... diferite activități comune. Și aici vin și se ceartă. Nici bine nu pornește televizorul ăsta, Marinescu cu Romeo se ceartă. Și bineînțeles că Marinescu dă ca și cum că este trădat de prietenul lui, când acasă n-are nicio treabă. Asta e chestia. Păi și cine ar avea de câștigat din toată povestea? Păi Marinescu, asta îi spuneam eu Alexandre. Păi a... Marinescu este singurul care are de câștigat. Romeo n-are nimic de câștigat. Și nu înțeleg de ce l-ar ajuta pe Romeo pe Marinescu să se ridice. Sau să... Adriana, primul rând, pe asta zic, că iau pact ei și fac vrăjele aici. Ce în fac, împart banii? În primul rând, Alexandra, Adriana, nu aș consider că am spune părerea și a, nu știu, exprima ceea ce cred despre o persoană, ajut pe cineva. Că până la urmă, ca să fim serioși, toți ne ajutăm unii pe alții, nu putem să venim aici să vorbim despre table, sau mai știu eu ce, sunt... sentimente, sunt prietenii care nu mai sunt și etc., înțelegeți? Și în al doilea rând, eu nu mă înțeleg cum mănânc atât de bine afară, ba chiar vorbeam astăzi de să mă mut din cameră cu el. Vezi că mi-a confirmat că vă înțelege și că râdeți foarte mult afară în exterior. Eu am spus de o grămadă de ori, am spus de o grămadă de ori că Marinescu afară este un, o persoană extraordinară, este un băiat cu care ai ce să vorbești, ai ce să, nu știu, să faci, o grămadă de chestii. Doar că mă deranjează atitudinea lui, ca și azi dimineață, când a zis că mai aveți mult de mâncat până să mă votați voi pe mine, tu și Andreea, gen. Și eu am ieșit și am răspuns, asta îi răspundeam oricărui concurent de aici. Atât timp cât suntem în această casă, că eu am 5 luni, că ăla are 2, că Selina a venit astăzi, trebuie să respectăm aceleași reguli și suntem... tratați la fel, adică avem aceleași drepturi cu apropo toți. Apropo de asta, ai punctat foarte bine spunând că aveți aceleași drepturi, pentru că așa este, dar Marinescu, de ce îi spunea Andrei că ea nu o să aibă niciodată ocazia să te voteze pe tine? Nu ocazia, zicea că trebuie să mai mănânce mult, că el e vechi și noi suntem prea noi cum ar veni. Cam la asta vrea să spună el. Nu știe să scrie cuvântul Marinescu. Mai, de capul tău. Da. Cum să nu mai iau de el domnșoara Cristina în emisiune? Când el vine cu astfel de aberații și nu pot să, nu știu, să, nu poate nimeni să poartă o discuție serioasă cu el. Alexandra, dar de unde știi tu cum mă înțeleg eu cu Romeo în exterior când plec de aici din emisiune? Tu nu înțelegi că mi-a spus Andreea care stă non-stop în telefon cu Romeo? Care păi Andreea stă cu Romeo în telefon. A venit și a confirmat. Eu am spus că tu faci jocuri, Andreea. Andreea stă cu Romeo în telefon. Vorbim probabil despre lucrurile lor. Nu stă cu Romeo și cu Marinescu în telefon, înțelegi? Că eu nu vorbesc cu Andreea în telefon. Marinescu, tu afară ești altă persoană. De ce trebuie să te dai altcineva? În primul rând, Andreea, amintește-ți foarte clar. Am mai vorbit și eu cu tine, da? Câteodată așa, am mai prins o discuție și am intervenit și eu când vorbeai cu Romeo, dar acum câteva săptămâni, de când noi doi am început oarecum să ne contrăm, cum poți să de te când noi doi am început să ne contrăm mai rău, da? Și m-a rugat și Romeo, bă, vorbește dacă vrei cu ea, da, vorbește mai frumos, ceea ce eu am făcut, dar tu nu ai ținut cont de treaba aceasta și ai sărit calul, da? Eu de atunci nu am mai vorbit cu tine și nu mai veni cu tot felul de aberații în emisiune aici, nici tu, nici Alexandra și nu mai le spuneți aici. Dar nu da? E prima oară când s-a apropiat de asta, Marinescu. Andreea, de ce crezi să te supăr? De ce crezi tu că nu ratează Andreea nicio ocazie să te facă fake? Că a zis, sunt nenumărate rânduri. Păi a spus acolo domnișoara Cristina că ea când mă plictisesc pe aici, a păcat că oricum nu face nimic. Eu îl caut pe Marinescu să fac material cu Marinescu. Draga mea, tu ești fake, înțelegi? Da, da. Că eu vorbesc eu cu toată lumea. Eu cred că îți vorbesc la fel și în afară și în casă. Stai liniștit. Tu, în schimb, afară vorbești într-un fel și aici vorbești în altfel. Cine e fake? Eu sau tu? Da, te corect. Pup. Corect. Da. Păi da, Andreea, dar vezi că zicând chestiile astea tu mă impuși. Hai, Romeo, tu te mai băga, că nu mai stau eu să ia apărarea lui ăsta. Bă, dar de ce te agiți așa? Cu o întrebare normală, Andreea, ce vrei să urlăm unul la altul sau care? Nu, dar stai să iei apărarea lui nimeni. Păi dar nu iau apărarea nimănui. Dar nu iau apărarea nimănui, dar tu zic... Tu îl pui pe el prost, înțelegi, punând treaba asta. Nu, Andreea, trebuie să iei apărarea lui ăsta. Păi pe el în cazul ăsta, pe mine nu mă interesează, pe el care e cu tine. Luând-o logic, ducându-te la fetele astea și spunând, hai mă, lasă-mă cu Marinescu.
discuție între mine și între Alexandra în spate și Alexandra îmi spunea că de ce vă tot certați ca fără vă înțelegeți. Și eu i-am spus, într-adevăr, că da, nu i-am spus că vă înțelegeți, am spus Marinescu este altfel de persoană afară și altfel aici în casă, așa. Auzi, Andreea, dar pe tine... Remixați-le acolo și faceți remix DJ, nu știu ce. Dacă ăsta vine aici... Atenție la limbaj, Romeo. Dacă Romeo! Andreea, pe tine te-a deranjat atât de tare faptul că Romeo s-a apropiat din nou de Marinescu încât țip la el când încearcă să-i... Dar nu mă deranjează că s-a apropiat, dar... Acum ia apărarea și săptămâna trecută... Dar cine a zis? Dar cine a luat apărarea? Hai, Romeo, dimineața... lasă-mă! Bă, Andreea, vrei să purtăm o discuție sau nu vorbesc cu tine? Nu și mai gata. Vorbi! Păi da, văd că ai, mă, lasă-mă! Asta e discuția ta de femeie matură, sincer! Dacă spui că nu suporți un om... Mă, nu-l suport până la capăt, eu așa sunt. N-ai, nu n-am suport. Cum să spun că nu este... o suport pe Aida. Andreea, și peste vezi, săptămână că, o suport. Vezi că este o diferență între mine și tine. Tu ești o persoană care ține ură și ești ranchinoasă. Tu cu gura ta ai spus. Eu nu sunt așa. Eu sunt genul de om care, în momentul când mă enervez, spun lucrurile pe nume și nu stau să judec oamenii după circumstanțe. Nu suport și urăsc. Urăsc atitudinea lui uneori în competiție, dar nu pe el ca și persoană. E o diferență. Ea vrea să facă acum, ea vrea acum ca tu să faci exact ceea ce crede ea. Înțelegi? Dacă ea nu mă suportă pe mine total, da, dintr-un procentaj de la 1 la 100, ea nu mă suportă 120% probabil, așa vrea să facă și pe tine 130% și să te bage... sub ea, înțelegi? Asta vrea să fac acum. Auzi, dar ce motivare, Andreea, să te urască pe tine atât de tare? Poate faptul că te-ai apropiat de Maria, inamica ei declarată? N-are nicio treabă Maria cu Andreea. Sunt diferențe de la cer la pământ între Andreea și... Adică, explică-mi și mie. Cine-i mai sus? Cine-i pământul? Cine-i cerul? Domnișoara Cristina, se vede clar, nu mai trebuie să spună treaba asta, că toată lumea știe ce poate să facă Maria, ce poate să facă Andreea. Maria. Spuneai că ție ți-ar fi rușine să fii pe cadru cu Aida și Radu. Ha? De ce? N-am zis să... despre ce vorbeam noi? A, nu, când juram în doi. Când juram în doi, vorbeam despre, despre Amira și Radu și despre faptul că în timpul ăsta cât am fost în carantină, ei mai vorbeau. Unde Radu, nu Aida cu Radu, Amira cu Radu. Și Radu o mai bloca pe Amira, că nu știu ce mai... Nu auzeam tot, dar într-un moment dat am auzit că se ceartă. Și ea vorbea cu telefonul efectiv și zicea, sună-l! Și când i-a trimis vocal, mă auzeam eu pe spate, da, sună-l. Și el a crezut că noi facem mișto de el, nu știu ce a crezut. Cum a spus și Andreea mai devreme, din moment ce spui că nu suporți un om, n-ai cum să-l suporți după aia. Te pup, Amira. Păi, ascultă-mă, n-are nicio legătură suportatul, sunt... A, hai. Lasă că nu mai... Ia despre ce e vorba. Își vadă de treabă că mă enervează rău. De ce? Păi, dar nu înțeleg ce tot vrea să insinueze cu lucrul ăsta, că dacă nu zici într-una, numai așa o ține. Ce? Cu ce? Că nu-l suportă, că nu-l suportă. Ți-am spus, suntem colegi. Care e problema ta dacă l-am băgat înapoi la follow sau ce? Eu ți-am spus. Mai rău ca Ernest. Nu ți-am spus să... Nu ți-am spus niciodată scoate-l de la follow. Niciodată nu ți-am spus, da? Nu mi-ai spus. L-ai scos singură, că nu te urmărea nici el, că ți-am spus eu, vezi că el nu te urmărește, îl ții doar tu și l-ai scos, da? Ai spus oricum nu-l suport, nu știu ce. De ce aveai tu grijă? Aia, de ce aveai tu grijă, frate? Lasă-mă, mă, că nu vreau chestia asta. După aia, poate avea să mă urmească. Următoarea zi, îi dai follow, vă dați follow înapoi, vă dați like-uri, dar tu nu-l suporți cum ar veni. Da. Nu se pupă. Uite, chestia aici. Vezi, eu n-am dat like-uri. Eu zic, aici vreau să ajung, să-mi citesc odată cu lucrul ăsta. Am spus odată că nu-l suport pe Paul, dar am spus în primele zile, nu mai știu, când m-a enervat, a zis el ceva. Păi și acum s-a apărut ce gătă superior aici. Că n-ai mai avut ce interacțiune cu el. N-ai mai vorbit de el. Gata, că nu mai pot. Paul, ce cauți tu aici între cei doi? De ce de fiecare dată te aduc pe tine în discuție? Ce faci rău? Este gelos Radu pe mine. Ia auzi, Răducule. Da, domnul Șaxi, n-are dreptate. Știe că Amira mă place și n-are ce să facă. El o vrea pe Amira, nu poate să ajungă acolo unde își dorește. Amira, uite, vezi acum, nu poate să când stai acolo și râzi și omul spune că îți place de el, nu spui nimic, denotă ce am spus. Dar ce vrem să... Nu, să îl contrazi sau să-l aprobi. Ce se întâmplă între voi? Pentru ce concurați? Eu nu am nicio legătură, domnicea Cristina. S-a atacat, el este el gelos și atâta tot. Se atacă. În fine, mâine cred că sunt 27 de grade. Nu știu, ziceam și eu. Mergem la... Auzi, Paul, păi și totuși, de ce ești așa acid la adresa lui Radu? Băi, probabil Radule, e supărat că a fost scos, băgat, mi-a spus Amira o vorbă, mi-a spus Amira o vorbă. Nici care nu mă m-a interesează ce maxim. Zici.
Mi-a spus ce că e cel mai bun, ești cel mai bun spion ca și cum. Da, asta zice că el află în două ori ce nu află ieri de 3 zile. Ce, că ce, ce afli tu într-o... Bă, dar nu înțelegi că nici măcar nu te aud, nu te ascult, nu mă interesează ce spui? Ochii din umbră, stăteai și ne urmăreai pe noi. Bă, Paul, dar tu ce vorbești aici, ce vorbiți voi în privat? Păi vorbește să nu adorm. Vezi că e urât. Exact. Nu e urât deloc. Eu spusei și lui Radu, nu e ceva... Bine că eu spusei și lui Radu. Auzi, Radu, cum te mai înțelegi cu Aida? Cel mai bine. Nici cum nu mă înțeleg cu ea, am terminat orice legătură cu ea, i-am spus că m-a deranjat. Aoleu, Aida, dacă ne-am pune să mâncăm cu toți, ce s-ar mai întâmpla? Mănâncă bomboane, mănâncă unghii. Ce să fac, mă, Radu? Nu e genul tău. Sunt pofticioasă, ce vrei? Auzi, Răducu, dar încearcă Paul să te provoace de fiecare dată când are ocazia? N-am cu ce să-l provoc. Păi i-a zis el, n-are cu dacă ce. Dacă aș vrea să-l provoc pe cineva, aș provoca pe cineva care este la același nivel cu mine. Păi da, Răducu, da. Unde se situează? Sau deasupra, sau deasupra. Sincer. Nu vreau să fac acum. Paul, vezi că nici tu nu ai fost provocat de nimeni, așa că nu-i frumos să provoci. Nici tu. Alexandru, zi, ce ai spus? De nimeni, n-ai fost provocat de nimeni. Ce ai spus, Alexandru? A spus să nu mai umbla așa mult cu Marinescu, că începe să aibă vorbele lui, că a zis că mai sus ca oricine, că nu știu ce. Da, vezi că mai mult, vezi că nu-i face pila de banul ăsta. Ce Marinescu te copiază, Paul, sau? Păi a zis Marinescu. A zis Adinaur, vrei să te mint? Nu mai vorbe de astea pe care le folosesc eu pe aici. Deci ești de acord? Deci nu eram eu numai Marinescu. Încearcă Paul să fie un mini Marinescu? Să-ți facă numărul, domnișoara Cristina, că îl văd că... Îl văd că... Vezi că, mai multe numere, vezi că mai multe numere nu fac eu pe aici decât tine. Vezi că tu ești cu numere, cu teatru... Frate, mi-a văzut că vorba vezi, să... vrei să te minte și a mea, de... Când eram clasa 6. Auzi, Paul, dar cum ai ajuns în situația aceasta în care colegii tăi spun că ai vrea să-l imiți pe Marinescu? De ce? Nu, știu, probabil au zis ceva. Că de când a apărat săptămâna trecută vorbeam de Radu, nicio treabă. No, 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 a văzut că se înțeleg. Nu sunt deloc atent la cred că de când a văzut că l-a protejat Marinescu. No, a văzut că se înțeleg. Dacă îi scoate pe gură ceva, asta nu este... Mă, Paul, mă, taci, mă, un pic. Ia, Maria, ia, uimește-mă. Au văzut, băieții, au văzut că se înțelege Paul cu Marinescu și acum o să înceapă să arunce săgeți către Paul ca să-l pună în gardă și să nu mai... Ai, Maria, că exagerezi, Maria, pentru o remarcă de-a mea acum încercă-ți băieții să arunce Paul. Pentru o remarcă pe care o faci, să zic, împotriva unei persoane, unui băiat care se înțelege bine cu Marinescu, asta înseamnă că toți băieții stau în capul lui. Pur și simplu a fost o remarcă. Alexandru, nu mă interesează. Remarca bazată pe ceea ce am văzut. Alexandru, nu e, nu e cazul să dramatizezi atât. Paul, vreau să zic și eu ceva. Paul, da. Vreau să zic și eu ceva. Am zis asta ca să înțelegi și tu ce încearcă să se facă. Da, vor să te pună împotriva lui Marinescu. Cum o fac cu fiecare concurent care intră în casă? E fix problema ta dacă te lași influența sau nu. Doamna Cristina, dar săptămâna trecută Paul a zis că nu-l suportă pe Marinescu. Acum ce s-a întâmplat? Așa, prieten sau care lasă că n-are treabă. Săptămâna trecută a stricat Paul în continuu că nu-l suportă pe Marinescu. Am stat în carantină o săptămână. Că nu-i plac figurile lui. Am stat în carantină o săptămână, Alexandra. Dacă am primit la pupici, da? Când am primit toată viața mea, ce faceți? Oh, înseamnă că ai fost nepupată. Cristina, chiar deloc. Ai avut o viață simțit eu ceva sau? Nu știu, ai simțit ceva? Sau din greșeală? Nu știu, ai simțit ceva? Nu știu, te întreb. Păi nu știu. Ce se probabil. Ce nu știu, voi ați simțit ceva? Ce? Păi nu știu. Dar să mi-a acoperit tatuajul, că e legat. Ce anume? Poate vă nu l-ai mângâiat, el a simțit altfel. L-ai mângâiat? Nu, băi, acum vreau să dai scratch-a în fața la Alexandre. Codruț, din București. Ce vorbești tu acolo? Câți ani ai? 23, din București, da. Mulți înainte să trăiești. Mulțumesc frumos. Sunt model, animatare și model.
Bravo, să fii sănătos. Mulțumesc frumos. Tu, ce tău cu? Sunt muzician. Cântărește. Ok. Ești român sau? Nu, machidon. Machidon că vrei tu, știi. Ți-am zis că o altă față. Aia zic. Aolo, dar voi vă începați rău de tot. Nu, nu, frații. El a venit prima zi, zici, a venit de 10 ani. Da? Da. A, băi, bine atunci, să mă vezi pe mine cum funcționează treaba asta. El a venit cu ori înaintea ta, adică n-au de ce se înțepe acum. Da? N-a venit nicio treabă, doar spunem de el, așa. Tu ești cel mai liniștit, ca de obicei, cu paharul în mână. Eu calculez. El acolo, supărat așa. De ce supărat? Nu sunt supărat. Da, ești puțin nervos, faci așa. Nu, sunt am niște mușchi pe aici care mă bâzi. Păi de ce te bâzi mușchii? Muștele. A, muștele. Ok. Dar voi cum vă mai înțelegeți? Dar eu n-am nimic cu ea. Nu. Nu. Eu nici atât cu ea. Pur și simplu nu comunicăm și cam atât. Nu vă evitați. Nu, doamna Cristina, nu dar vorbim. Dar eu nu evit. Nu vorbim. A, nu vorbiți? De ce nu vorbiți? Dacă nu vorbesc cu o persoană, asta nu înseamnă că am ceva cu ea. Dar eu nu am o problemă să vorbesc cu ea. Da, da, ai spus că ai o problemă să vorbești cu ea. Ai zis că ți-e scârbă să vorbești cu ea și să fii pe telefonul ăla cu ea. Da, despre ce vorbim? Da, da, dar n-am o problemă. Am spus și în emisiune. Ai o problemă nu, să vorbești. Dacă ar fi după mine, nu aș vorbi. Dar, din păcate, sunt aici. Și vorbesc. Ai fost acasă, Maria, ai fost acasă. Țin să-ți aduc aminte că ai fost și acasă. Nu, nu, Adriana, Adriana, hai să-ți explic. În anumite momente când sorta aberează, așa cum vorbește ea, pot să spun și același lucru despre ea, pentru că când țin am un dialog cu ea și eu vorbesc de plante și ea vine și îmi spune de masă, e normal să mă simt, să zic, femeia asta nu înțelege. Adică, de ce să-mi pierd eu jumătate de oră să explic ceva? Dacă ea nu înțelege. Maria, crezi că nu înțelege sau nu vrea? Nu vrea pentru că știe foarte bine. De multe ori vorbește peste mine ca să nu mă las eu auzită și să nu se audă ceea ce spun eu, pentru că cuvintele mele, din păcate sau din fericire, au mai multă logică decât ale ei, în momentele când nu știe ce să răspundă. Eu, nu întotdeauna se întâmplă asta. E adevărat, Alexandra? Vreau să creadă și să spună ceea ce vrea ea, doamna Cristina. Nu am chef și timp pentru ea. De-aia știi tu, Mario, că de multe ori și tu ai aberat în casa asta și Alexandra... Ia, rămâi, Adriana, rămâi și explică-ne tu, că nici noi nu mai ținem minte ce și cum. Mai bine a fost momente în casă când Maria a exagerat cu anumite afirmații și a aberat, dar cu toate astea, Alexandra a stat lângă ea și o asculta. Dar ea, la rândul ei, de ce să nu facă la fel cu Alexandra? Că nu înțeleg. Adică Alexandra se oferă respect, dar ea nu Alexandra. Adriana, vezi că nu e adevărat. Ba da, este foarte adevărat. Unul la mână. Ați avut o... Unul la mână, eu nu am aberat niciodată. Totdeauna ce am scos pe gură a fost purul adevăr, subiectiv, în ce moment sunt de mai multe persoane, dar asta e. O las eu. Ce s-a întâmplat, Adriana, te rog. Nimica, doamna, nu înțeleg de ce mai vorbește frumos, Adriana, ce-i cu alo? În locul ei, pentru că eu știu și mie chiar Maria mi-a spus, Alexandra nu este o fată rea. Păi ea doar gura o strică, ea are un suflet foarte bun. Păi așa și gura ce are? Mai vorbește ea uneori. Dar doamna Cristina, eu nu înțeleg de ce a intervenit Amira. Ești urată de ce intervine? Pentru că i-am permis eu. Dacă eu am tăcut, i-am permis. Eu nu trebuie să vii să faci Adriana la răspundere, că de ce vorbește, având în vedere că i-am permis eu să ducă ea discuția și pe care le vorbesc, normal. Asta zic, că și eu. Nu, tu nu știi, ea te controlează cum vrea ea, asta știi. Atât. Eu îmi pare rău, nu dansez. Am mai dansat o dată, nu? A, de ce? Hai! Nu mă refuză aia. Eu vreau să refuză o fată. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Andrei! Andrei, e urât. Ce dezloc cu urat? Nu, dar serios, e urat. Păi, ține-ne. Nu mă simt bine și... De ce? Dar nici eu nu mă simt bine. Hai să-mi simțim bine amândoi. Mă jur că nici eu nu mă simt bine. Andrei, uțule! Are iubit, are iubit. Dacă nu vrei, uite, nimic pe el. Nici el. Nu. Să ești tu, Marinescu. Marinescu, sunt de inviață. Codruța, chiar.
Cristina, o să te rog să vii la noi aici. Ok, imediat. Hai, te rog. Este ceva acolo. Da. Culmea. Că ea, de fapt, l-a invitat la dans pe Andrei. Da? Da. Dar Andrei al tău a refuzat, dragă. După experiența care o are. Deși, sincer, eu o să-l pedepsesc pe Andrei, că a refuzat. Nu. Pentru că nu este ok să refuzați. Îmi asum, domnișoara Cristina. Nu, Maria, nu fi ok, doamna Cristina. Păi să stea domnișoros. Bună ziua, Cristina, bine ai venit în fața puterea dragostei. Ai avut parte de o primire de pomină. Nici n-ai intrat bine că te-a ajutat Alexandra în primire. Poți să-ți pui poza oriunde dorești tu aici în casă și să te așezi, uite, aici un scaun. Mulțumesc. Poți să le saluți pe colegele tale. Mariana, bine. Ia uite-i pe cei doi. Codruț, ce faci, dragă? Bine. Ai scăpat cu viață? Da. Da. Domnișoara Cristina. Ia. Când a coborât Cristina, am simțit că m-a strâns un pic de mână și n-am înțeles, mi-a zis că sunt top 1, dar de fapt l-a luat la dans pe Andrei. Dar a refuzat-o. Și eu, bineînțeles, am zis că să fiu și eu politicos, cum mi-a zis dumneavoastră, că nu-i frumos, nu ar zic așa. Păi pe Andrei oricum o să-l pedepsesc, pentru că nu-i normal să refuz un dans. Să mi-asum, domnișoara Cristina, orice pedeapsă. Pe Simona, n-ai mai refuzat-o. Pe o să-ți dau o pedeapsă tot cu ea. Domnișoara Cristina, au fost alte circunstanțe, o să dovedesc. De fapt, am dovedit că atunci a fost ceva, despre, a fost vorba despre ceva anume, acum n-a mai fost vorba despre nimic. Păi stai, că nu trebuia să dansezi pe masă sau să lași fata să danseze. Nu e vorba, domnișoara Cristina, așa ceva, nu păi mai dansez în această emisiune. Eu am venit pentru o singură persoană în emisiunea asta, mi-asum. Nu va dansa domnișoara Cristina niciodată. Nu mai dansat acum încolo, nu este vorba de Cristina sau de altcineva. Oricine ar veni, eu nu mai dansez. Ia stai să o întrebăm pe Cristina. Tu ai venit în casă pentru Andrei? Surpriză. Ai fi fata asumată! Că frumoasă ești. Mulțumesc. Sunt convinsă că ești și asumată. Rămâne de văzut pentru cine a venit. Eu știu că ai avut un top 3. Da, este top 1, 2 și 3. Și? Pe locul 1? Și se latin la fel, amic, pentru cine a vrut să vă mint. Pentru altcineva. Dar pentru cine te-ai înscris tu? Secret. Păi eu știu. Eu știu că tu îmi place pe Andrei. Ai auzit, Andrei? Da, domnișoara Cristina, spuneți. S-a înscris fata pentru tine. Am înțeles, domnișoara Cristina, dar dacă fata a urmărit emisiunea, știe că eu m-am declarat și nu e prima oară când spun această emisiune, că am venit pentru o singură femeie aici. Și ce te faci dacă ea este luptătoare și își dorește să lupte pentru inima ta? Domnișoara Cristina, haide să vă spun scurt pe doi, dragoste cu forța nu se poate. Alexandra, te-ai calmat? Da, eu sunt calmă, doamna Cristina, n-am nimic. Ai grijă. Am văzut. Scuze, ai de gând să-și cer că ai zgâriat-o? Eu? Da. Ea ar trebui să-mi ceară mie scuze că nu a plecat din brațele iubitului meu. Păi dacă el a venit, înseamnă că i-a plăcut. Gândește puțin. Te-ai gândit că poate a vrut să-mi facă contra? Te pup. Și-a reușit. Și-a reușit. Da, bravo lui, dar am zis eu că nu i-a reușit? Păi, iartă-mă pe mine atunci, nu este vina mea. Hai, știi ceva, caută-mă în altă parte. Nu pot să te caut, nu. Nu. Ia zi aia. E. Cum stă treaba? Cum să stea? Eu sunt cu Andrei, Andrei este cu mine, atât. Nu este loc pentru altcineva. Îți pare bine că a refuzat-o? Păi, o făcea oricum. Ce-a? E, dacă ne gândim noi la trecut, nu e ca și când Andrei a făcut lucrul acesta tot timpul. A revenit așa, a trecut, viitorul contează. A făcut o greșeală odată și gata. N-a fost o greșeală, am vrut să fac lucrul ăsta, n-a fost greșeală. După am realizat că a fost greșeală, dar na, în momentul ăla n-a fost. Da, bun. Să ții cont că îți dau pedeapsă, fii atent. Dar domnișoara Cristina, dar mi-asum, știți că eu sunt asumat. Tot cu Cristina, ce crezi? Opa. Te mai cheamă și altfel? Beatrice. Beatrice, da. Ce nume frumos. Mulțumesc. Mi-ar plăcea să spun Beatrice. Spune Beatrice. Doamna Cristina, mai bine spuneți Cristina. Nu, 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 doamne ferește. Doamna Cristina. Omului, da? Doamna Cristina, vă rog, lăsați-o Cristina. De ce? Nu, no, mai bine Beatrice, nu, că sunt două Cristine. Doamna Cristina, o să le încurcăm pe aici. Doamna Cristina, vă rog, din suflet. Am înțeles, da. Ai o problemă dacă zic Beatrice? Spune cum vrei tu. Te pup. Nu. Bun, n-am lămurit un aspect, Alexandra. Tu, cu aia, de ce v-aș șondănit astăzi? Eu, dar nu mai țin minte ce a fost între mine și aia, doamna Cristina. De la Codruț a pornit, practic, discuția. Codruț.
Păi, ca de fiecare dată. Nu, nu, nu mai știu ce, ce a fost doamna Cristina. Credeți-mă, chiar nu mai știu. Domnișoara Cristina. Ia. A fost așa, eu Adriana? Nu știu, nu, că nu, nu ne-am certat. Ce? A venit Serlatin. Serlatin a luat-o pe Alexandra la dans. Nu, Stalin. Așa, și mă așteptam ca aia să comenteze. Greu. O să-mi scriu numele. Am întrebat toba aia, dar cum tu, criticul, primul critic care e atent la orice detaliu, de data asta nu, nu comentezi, nu spui nimic? Și a zis, păi da, așteptam să văd ce zici. Și probabil de la asta s-o luat. Bine, fiți atenți cum facem. Vom afla mâine ce au avut de împărțit aia și Alexandra. Vom descoperi, cu siguranță. Pentru că în fiecare zi fetele au ceva de împărțit. Dacă nu ne amintim ce s-a întâmplat astăzi, discute ele mâine încă ceva. Da, mâine, asta pentru că astăzi și-l optoresc. Te pup, iubire! Încetează, Andreea, cu chestiile astea, că eu încerc să vorbesc cu tine civilizat. Roți, ești cu noi? Da. Da, ești bărbat rău de tot. Am zis eu vreodată că nu vreau relații aici în casă. Nu te mai ambalat și vorbește frumos. Îi vorbesc frumos, dar... Dar nu mai zgeram că poți să-ți vorbești. Aida, vezi că aberezi, aberezi. Iar tu ai pădarea nasoale cu mine? Păi iar o dai pe smardoel. Când am fost jignit și făcut în toate felurile, da? Am pus șapca pe ochi și am ieșit pe ușa aia. Eu când am zis chestia în Dominicana, Alexandra, că da, le-am zis. Vezi că tu râdeai. Pe cine am încercat eu să despart? Pe bune? Alexandra, tu vorbești că am încercat să te despart pe tine și pe Codruț când tu îmi dădeai curs la ceea ce făceam? De ce dramatizezi de la o simplă părere? Pentru cine ar fi florile, oare? Pentru aia. Ce zâmbește, Alexandra?